Avem înainte să supunem la vot ordinea zilei de astăzi, să supunem la vot procesul verbal la ședințele anterioare din 15-a 3-a și din 27-a 2-a. Țineți de acord. Nu, azi nu am separat pe 27-a. Nu, fără ordine. Fără ordine. Am separat pe cel din 27-a 2-a. Pe cel din 27-a 2-a, cine este de acord? Împotrivă, abțineri. Și pe cel din 15-a 3-a, cine este de acord? Împotrivă? Abțineri. Când a fost ăla? 15-a 3-a. Extraordinară. Eu abțineți că n-ați fost. Nu am fost acum, mă spuneți. Și o secundă vă mai rețin până când domnul Prindin se pune la vot ordinea de zi. Vreau să am scos eu declarațiile de avere și interese și să vi le dau. Adică... Să le spun la el. Asta e vrea să se spune, da. Am scos modelul de pe ecran. Da, bineînțeles, dar nu acum în ședință. Eu am scos formularele, doar ca să... Ce mai e bunurile? Ce mai e plătit? Ce mai e plătit? Poate mai uitați. Ce mai e plătit? 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 Domnul consilier, supunem la vot ordinea de zi de azi. Dacă mai împotriva sunt... Împotriva abținerii, nu a fost, nu? Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâri în afară de astea, domnul zice. Noi nu avem o... suplimentări. Treceți. Atunci, trecem la subiect. Discutăm despre proiectul numărul 1. Proiect de hotărâri privind modificarea și completarea HCL din 10-a 14-a 3-a 2007. Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice și de asigurare a cofinanțării pentru obiectivii de investiții. Construire pot de, așa, la Horgești, Comuna Horgești și de Zăbacău. Rugăm să ne prezentați. E până aromatizat. Practic, conform noilor reglementări, în baza ordonanței de urgență a Guvernului 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investitorilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificate și completate cu acte normative și programul unor termene, practic s-a venit cu completarea sau actualizarea indicatorilor economici la primul proiect și la al doilea proiect sunt cele obiective, cele două obiective aprobate prin programul PNDL2, în care vor veni suplimentate conform noilor prețuri. Noi am aprobat indicatorii economici în 2017, actualmente prin valoarea totală, dacă vă uitați, bine, bugetul de stat rămâne la fel pentru că s-a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării. Urma decizii votului de astăzi, noi vom face adrese pentru suplimentarea și un act adițional făcut cu contractul cu Ministerul Dezvoltării. De aceea o să vedeți la momentul de față sumele care vin modificate vor fi prinse în bugetul local, urmând ca până pe data de 31 martie, asta înseamnă până vineri cel târziu, noi să trimitem la MDRAP modificările și în funcție de sumele disponibile
să primim un act adițional pentru sumele pe care vom primi nerambursabile de la Ministerul Dezvoltării. Deci, indicatorii economici pentru obiectivul construirii de pod pe DC92 la kilometrul 0 cu 225 în satul Orgești. În vechiul, valoarea totală a proiectului cu TVA inițial a fost de 1.589.044 de lei, din care la bugetul de stat era 1.491.118 lei, iar la bugetul local 97.926 de lei. Valoarea actualizată prin ordonanța Guvernul 1114/2018, acestui obiectiv este de 1.715.179,03 lei, în care din bugetul de stat rămâne suma pe care am semnat-o noi cu contractul de finanțare prin, cu Ministerul Dezvoltării de 1.491.118 lei, urmând ca bugetul local să suporte 224.061,03 lei. De aceea venim cu propunerea către dumneavoastră pentru aprobarea prezentului proiect de hotărâre cu modificarea celor două, practic două sume, valoarea totală și contribuția din bugetul local. Mulțumesc. Comisia juridică s-a numit, dar fiecare consilier spune punctul de vedere. Eu personal aviz favorabil. Celălalt. La fel. Fiecare consilier se spune că domnii constructori au venit chiar banii. Nimic am observat. Da. Bun, o să discutăm de la timpul respectiv. Noi nu am dat aviz favorabil cu majoritatea de voturi. 4 voturi. Vă rugăm să vă scrieți la cuvânt. Discutăm pe marginea acestui proiect. Sau să vă scrieți. Domnul Dumnezeu. Ce au remarcat și îmi pare rău că nu am reușit să studiez și ordonanța de urgență 114/2018. Domnii cer bani cele două firme care s-au apucat de construit, adică s-au apucat, nu s-au apucat și nu știu când se vor apuca. Au cerut niște bani în legătură cu faptul că guvernul pentru ordonanță de urgență a mărit salariile celor din construcții la 3.000 de lei brut și ca să nu-și afecteze afacerea, s-au gândit ca să mai ceară de la instituțiile, probabil nu din mergi, mai ceară niște bani. Chiar mă uit aici la, nu știu dacă ați încheiat un contract cu dumnealor. Da. Uitați ce spune la articolul 6, alineatul 2, actualizarea prețului contractului de achiziție publică sectorială va fi realizat odată cu semnarea contractului, dacă este cazul, și ori de câte ori se constată apariția unei situații previzibile, indiferent de durata din definirea contractului. Deci, domnii, s-au asigurat atât de bine, încât orice s-ar să schimba, nu știm cât o să dureze construcția podului, le-ați dat un termen, le-ați cerut un termen, le-ați, da? E bine atunci. Ei, probabil că dacă o să fie cu construcția asta la nesfârșit, o să găsească tot timpul câte o motivație să mai ceară câte un ban în plus. Părerea mea. Acum, da. Au cerut pentru a nu le scădea salariile angajaților și, în final, profitul dumnealor. Eu o să mă abțin de la acest proiect. Mulțumesc. Domnul Domnul? Da. Am studiat și eu această instrucțiune numărul 2 din 2018 emisă de Agenția de Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională pentru Achiziții Publice. Și nu pot decât să fiu de acord cu domnul Tufescu. Acolo prevede niște norme foarte clare care ar trebui aplicate în momentul în care se majorează un contract de achiziții publice în derulare. Există chiar și niște formule de calcul care ar trebui aplicate și care să justifice creșterea actuală. Ce-i drept la punctul 4 prevede aceste norme
imprevizibile, cred că sunt denumite. Imprevizibile poate să fie orice. Ei poate să vină luna viitoare și să spună că s-a scumpit cimentul cu nu știu cât și să ne mai ceară câteva miliarde. Contractele astea sunt făcute total în dezavantajul nostru ca și autoritate publică locală. Guvernul, prin ordonanța care au dat-o, n-au făcut decât să împovăreze bugetele locale. Practic, acum noi suntem nevoiți să suplimentăm cu peste 3 miliarde din bugetul local pentru aceste două contracte. 3 miliarde vechi, 300 de mii. Ajunge ca un pod, care am văzut în indicatori că ar fi prevăzut chiar și cu trotuare, cu parapet, să coste peste 17 miliarde vechi într-o comună din Moldova, unde încă sunt toalete în curte la școli. S-a lăsat o jucărie treaba, îi dăm bani înainte. Tocmai. Am făcut chiar și, și un calcul să văd... Am făcut un calcul să văd ce implică această creștere. Ei spun, de exemplu, că un angajat era plătit, era calculat la 11,4 lei pe oră și se mărește la 17,92 lei oră, ceea ce înseamnă o creștere de 6,52 de lei. Ori 166,6 ore câte prevede că ar lucra un muncitor lunar, reiese o creștere de 1087 de lei pe lună. Deci, practic, noi ca și primărie achităm creșterea integrală a unui salar. Deci, reiese din start că firmele care lucrează, absolut toată lumea lucra pe salariu minim, iar noi ca și primărie le suportăm această creștere. Nu știu, deci să vii cu astfel de creșteri, nici măcar nu ai garanția că va fi... Deci, noi aici ar trebui să avem așa, din punctul meu de vedere, să ne se justifice exact cum s-a ajuns. Să vedem și noi câți angajați și-au mărit, câți angajați au ei, câți estimează că vor fi pe șantier la Horgești și la câți angajați s-au mărit salariul. Eu asta ar trebui să vedem. Așa că ni se aruncă niște sume pe hârtie că se măresc salariile, e ușor de cerut bani. Foarte ușor de cerut bani, da. Asta e situația. Și eu, la fel, o să mă abțin la acest proiect de hotărâre. Mulțumesc. O întrebare pentru domnul primar. Când începe și cât ar dura podul ăsta? Curiozitate mă faci. Da, imediat. Puteți lua cuvântul, domnule. Am discutat și în comisie problema asta. Domnule, este că am ajuns la concluzie cu toți cinci că nu trebuie să abandonăm această lucrare. Nu abandonează nimic. Un pic. Deci nu trebuie să abandonăm această lucrare. Dar trebuie să fim împotriva unii. Sau abține. O singură problemă. Podul ăsta, proiectul ăsta pentru pod a început acum 3-4 ani. Mai mult. 5 ani. Deci toate avizele, până că s-au venit bani, s-au aprobat bani, nu știu ce, au durat 4-5 ani de zile. Acum să mai stăm vreo 2 ani de zile să le reactualizăm, să ne aducă formule de calcul, să nu știu ce, și apoi pe urmă să vedem dacă mai este actualizat proiectul, dacă este mai este de actualitate și poate îl mutăm de acolo nu știu unde. Oameni buni, este și normal, pentru că asta a fost cheltuială neprevăzută în proiect. Faptul că a apărut această ordonanță, e bună, că nu e bună, nu e problemă, tot ce stăm noi în consiliu. Și dacă noi nu vom avea bani în buget? Domnul, vă rog frumos, eu nu v-am întrerupt cu nimic. Ce scuze, dau? Așa, eu nu v-am întrerupt cu nimic. Deci, problema este că faptul că a apărut această ordonanță nu putea să prevadă proiectantul și nici constructorul și suma asta. Este și normal că prin PNDL s-au acordat suma respectivă prin proiectul ăsta. Și diferențele care vor apărea, PNDL nu mai poate să dea altă sumă. Diferențele, deci, aici așa cu proiectul ăsta, vor trebui suportate de unitatea administrativă teritorială. Iar dacă nu avem banii, aici e vorba de cofinanțare. Noi avem ceva bani în fondul de rolment. Să vedem cât o să fie acolo. Noi avem 3 proiecte cu unde venim cu cofinanțare. Avem atât proiectul cu școala, proiectul cu podul, proiectul cu apa și canalizarea. Și probabil pot să mai fie. Dar oricum bani se vor găsi.
Dacă noi avem, trebuie să împrumutăm, trebuie să facem rost. Nu trebuie să renunțăm, cred eu, din punctul meu de vedere, la acest proiect. Abținere și la nu-l vota, și la nu, nu renunțăm. Nu renunțăm, dar nu suntem de acord. Eu, unul, cred că nu trebuie renunțat. Pentru atât, după atâția ani de zile, sunt două proiecte care se fac în plan local, vorba de școală, cuvântor și de podul ăsta, și acum punem, ba, de unii două, vai de mine, 3 miliarde, va, nu știu ce, că nu știu ce plume. Atâta cu ăsta, are trotuare și nu-i bun că are trotuare. Acum să renunțăm, să schimbăm proiectul, nu fac trotuarul, înseamnă, dacă se întâlnește o mașină cu un om care trece pe pod, are el colțul lui pe unde trece, nu trebuie să te iei la capul podului. Care o lungime de nu știu câte metri, am văzut acolo, 20 de metri, știi? 20 de metri, așa, o lungime. Dar asta înseamnă trotuarul ăla, că nu înseamnă de acum să facem pavat, și dacă o fi pavat la o comună așa de săracă, dacă ar fi un pod bun și frumos și funcțional, ce e așa de mare problemă? Ce, că avem toaletele în curte și facem pod acum, avem bine, nu putem vorba aia de foame și ne trebuie pod cu trotuare. Nu, eu cred că este greșit abordată problema și lucrarea aceasta nu trebuie să merge în semnere cu atâtea discuții că nu-i bun, că nu știu ce. Asta este punctul meu de vedere. Și pentru ce aceleași discuții o să fie și la școală. Din aceeași problemă. Și beneficiarul lucrării sunt foarte diferențe, de preț, diferențe poate vor mai fi. Eu știu că sapuri ce vor găsi acolo, vor să spune și toate devizele astea, acum am înțeles că, conform adresii Ministerului Dezvoltării, vor fi trimise de către cu deviz, cu reactualizat, și vor fi beneficiați oamenilor. Domnul Dămoc mai avea de completat-o la o întrebare. Sigur, tocmai pentru că s-a interpretat greșit. Faptul că mă voi abține la aceste proiecte nu înseamnă în niciun caz faptul că nu sunt de acord că aceste lucrări să fie făcute. Dimpotrivă, doar că ele să avem justificarea concretă și exactă prezentată a ceea ce implică această majorare de preț. Și vă mai dau încă un argument. La punctul 4 am primit un raport de la compartimentul de specialitate care prevede că nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată potrivit legii și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare. Dar vorbim de același lucru. Noi încă nu avem bugetul aprobat. Noi de unde știm că o să avem aceste 3 miliarde în plus care ni se solicită pentru aceste proiecte? De unde avem garanția asta? Nu? E același lucru. Vorbim de același lucru. Este aceeași poveste, din potrivă. Am discutat-o în comisie că banii trebuie cofinanțați, sunt bani separați, doamne, nu mai amestecăm una cu alta, că venim cu un proiect, poate mai trebuie, nu știu ce, beneficii pentru oameni. Și eu am să vă răspund la cele două lucruri. Problema este în următor. Ceea ce cerem noi, eu v-am explicat destul de clar, zic eu la început. Deci noi la momentul de față trebuie să trecem diferența asta de sumă în bugetul local ca și accept. În urma votului dumneavoastră de astăzi putem să trimitem la MDRA pentru a putea face modificarea contractului, act adițional la contractul de finanțare. Atâta timp cât nu suntem de acord, nici noi nu avem ce trimite acolo. Cu toate că sumele respective vor veni în continuare la noi. Deci asta e ideea principală. La primul răspuns. Al doilea răspuns, îți răspunde domnul Căliman, este construire pod. 4 ani de la 13.04.2018. La ora actuală vă spun că este finalizată proiectarea. Urmând, suntem în... vreau să vă fac la sfârșit un... 20. Termene respective pentru stadiul în care se găsesc cele proiectele pe care le avem la nivel de comună, dar dacă mi-a cerut, este terminată proiectarea, suntem la obținerea avizelor, mai avem două avize de obținut, la care vom merge pentru la Consiliul Județean pentru avizul pentru autorizația de construcții. De momentul când vom avea autorizația de construcții, deja dăm ordinul de începere a lucrurilor pentru execuție. Este, cred, cel mai înaintat obiectiv din toate celelalte de construcție. Atât. Partea de execuție când durează 9 luni? Vorba de pod. Aveți sancțiuni dacă nu se depune sarcini de până în 2020?
către firmele astea, că sunt mai multe aici, văd. Păi, dar nu, sunt două, este o asociere de firme. Da, sunt mai multe. Una se ocupă cu proiectarea, iar cealaltă cu execuția. Și când a spus că durează? 4 ani. Da, din 2018. Din 2018, deja sunt 2 ani trecut. Sunt prea duri în introducerea articolului ăsta aliniatul 2, indiferent de durata de îndeplinire a contractului. Bun, deci, problema este în felul următor. Acum, haideți să discutăm pe românește. Banii noștri tot, nu? Da, și ai noștri, și ai noștri, și ai noștri. Hai să specificăm. Dacă ați fost înțeles la domnul secretar, mecanismul la fondurile astea PNDR, nu suntem noi, n-am inventat noi doar, noi suntem la primele proiecte europene și nu le avem, dar totuși întrebăm la cei care au avut experiență, se vor plăti în funcție de situații de lucrări depuse la Ministerul Dezvoltării. Deci nu vin bani înainte, dăm bani și după aia fac lucrările. Deci se vor face lucrări și se vor deconta banii în funcție de situația de lucrări pe care vom trimite. Aveți dreptate dumneavoastră, că nu dați bani înainte. Dar ei cer. Nu cer. Și acolo, măsura de siguranță. E posibil ca la 30 de zile noi să depunem documentul. Să facem o lună de zile, au turnat pilonii. Da, un exemplu, e ce am înțeles eu, am discutat cu constructorii în situația asta. Bun, se va face situații de lucrări, se va trimite la București. Termenul este iarăși de 30 de zile de plată. Oamenii continuă cu următoarea lucrare. Dar în momentul când vor veni, nu vor veni bani în jumătate de an, omul ce face? Cu ce să mai lucrez dacă nu are bani? Adică trebuie să ne punem, eu vă spun din punct de vedere obiectiv. Și o gândim, ne punem ce în situație. Asta a fost toată chestia în contract, asta spune acolo. Deci termenul respectiv, nu zice nimeni acum că e bătut în cui. Da, ar fi bine să se finalizeze, doamne iartă-mă, că doar nu zice nimeni nu. Dar, în același timp, depinde și de finanțarea, deci nu-i dăm noi banii noi, de la noi. Noi avem aici, dacă ați văzut, undeva ce aveam noi, 97.000, aveam cu avizie, cu proiectare, cu lucruri de genul ăsta pe care noi le-am plătit. Eu am înțeles lucrul ăsta, nu trebuie să mai insistați. Da, dar ce n-ați înțeles? Eu am înțeles absolut tot ce. Întrebarea mea este următoare. În conducerea primăriei poate suporta cheltuiala asta? Conducerea primăriei? Adică, comuna. Comuna, dacă aprobăm, putem suporta. E logic că putem suporta. Nu există întrebare că nu putem suporta. Din punct de vedere financiar. De la contabilitate și este treaba. Din punct de vedere financiar. Financiar, lasă mă refer. Deci, încă o dată. Noi, dacă o să vedeți în raport, deci suntem, cu mândrie, suntem una dintre comunele care avem undeva un excedent bugetar, nu este meritul meu, este meritul și celor primari anteriori, în care nu, dacă o să fie nevoie de cofinanțare sau investiții, putem apela la el și vom apela anul ăsta cu siguranță. Începând cu obiectivele, o să vin, să punem la dumneavoastră să luăm de acolo. Asta nu ne duce să ne împrumutăm la bănci, că există și comuni în care sunt datori că au făcut cu cofinanțări și toate chestiile astea, cu împrumuturi de la bănci, cu dobândă și cu toate chestiile astea. Bine, domnul Crețu, aveți cum? Stimați colegi, stimați audiență. Deci, trebuie în primul rând, fără frica de a greși, să ne gândim că acest proiect noi doar cofinanțăm. Dacă ne uităm la suma care o punem noi, nu că e puțin, este o sumă micuță. Acești oameni n-au venit în fața noastră fără un spate legal asigurat. Vă spun sigur, pentru că am citit articolul 18 alineatul 2 și am văzut că nu numai la noi să face așa ceva. În toate contractele în care sunt implicate, să le zic, primării, ca să înțeleagă toată lumea, să face acest lucru. Deci a venit aici și a spune că nu suntem de acord, că umblă cu șmecherii. Exact cum spunea primarul și mi-a plăcut, ăștia nu sunt banii numai ai noștri. Sunt banii noștri și altora care vin să ne ajute. Asta nu înseamnă că noi să fim gică contra, spune nu, doamne, nu suntem de acord. Nu suntem de acord, blocăm lucrarea, mai durează în loc de 2 ani încă 4 și o tergiversăm și până la urmă tot trebuie să mergem înainte. E păcat să renunțăm la un proiect de atâta amploare. Chiar nu mi-a plăcut nici mie. Ce a spus un fost locuitor că nu avem bani de WC-ul în interior la școală și laterale să
treacă pietonul, deci să ceri, deci Uniunea Europeană ceri, la orice port să ai și o trecere pentru pieton. Că trece la cu utilajul de 6 metri în spate și îl vezi agățat. Și haideți să fim un pic cu picioarele pe pământ și să le judecăm la rece. Exact cum mi-a plăcut ce a spus domnul primar, toate că nu întotdeauna îmi place ce spune el, în momentul în care omul ăla face o lucrare, trebuie să ducă imediat să depună raportul ca să-și ia bani. Pentru că sunt bani care vin de la statul român, prin Uniunea Europeană. Deci hai să nu mai fim atât de fricoși în a face ceva pentru comuna asta. Eu voi vota pentru. Mulțumesc. Dacă mai e cineva care vrea să ia cuvânt. Să punem la vot proiectul numărul 1. Pentru. Împotriva, abțineri? Abțineri. Abțineri, da? Trecem la proiectul numărul 2, asemănător, cu școală de la Sohor. Da, eu v-am spus, am zis în prima, e același fiind obiectiv PNDL, însă aceleași lucruri, eu aș vrea să subliniez un singur lucru, dacă îmi dați voie, veți mă ascultați, din ordonanța, articolul 18, la care făcea domnul Crețu referire, din ordonanța 114, 2018, spune în felul următor. Prețul contractului se ajustează, ajustarea prețului contractului se va realiza în următoare situații. Și spune una dintre situații în care să ne aflăm noi aici. Liniatul 1. În cazul în care survin circumstanțe imprevizibile și sau independente de voința părților. Cum ar fi fără să se rezumă numai la aceasta. Deci, în momentul când s-a făcut anexa numărul 6, indicatorii economici în 2017 erau salariile din 2017 cu... Acum, asta vreau să vă spun. Deci împotriva voința părților, nu a noastră, cât și a lor. Eu nu vreau să mă fac apărarea nimănui. E o construcție. Dar, asta vreau să vă spun. Mulțumesc. În rest, sunt aceleași sume, sunt diferențele... Important este dacă constructorul dă dovadă de seriozitate și vine să se pentru că cel mai imprevizibil poate să fie să intre în insolvență. Și atunci să văd ce mai pune problema banilor sau că avem sau când avem. Așa vă rog să vă scriți la cuvânt la proiectul numărul. Domnul Dămuc, aveți cuvânt. O singură completare vreau să fac. Referitor la termenul de execuție, domnul primar a zis acum că ne întindem până 2020. Eu țin minte și chiar ați insistat pe chestia asta, cum că din momentul în care ați dat ordinul de începere, adică proiectare plus execuție, era vorba doar de 12 luni. Un contract. Mai ales constructorul de la școală a fost surprins, oarecum el până în toamnă trebuie să termine școala. Da. Bun, rămâne valabil ce ați spus atunci sau acum ne întindem până în 2020? Atenție, durata de implementare a proiectului este din... Bun. Mă, dacă vezi, v-a dus și contractul semnat exact în zi, dar... De exemplu, la școală, pare o contradicție de astăzi. Este din 9 luni, 3 luni în proiectarea și 6 luni în execuția. Ok, deci proiectarea aproape e gata, înseamnă că încă 9 luni mai durează până e gata proiect, execuția. Da. Și școala s-o văduri. A spus răgător. A, răgător, anumă, poate, să fac bani, face și acolo. Nu mai e pe tehnici, să mă spun acolo, dar să fie tablă tot urmă. Să avem și acolo. Școala nouă va evite. Mai e cineva? Aș, eu ar vrea să iau cuvântul cu o întrebare micuță. Când începe lucrarea, domnule? Deci, la școala Sohodor, la ora actuală, nu avem proiectul depus, nu avem încă, suntem în curs de avize. Deci aici suntem la avize, suntem mult mai... Nu mai durează vreo 4-5 ani, nu? Sper că nu. Eu n-aș vrea să, dacă ar fi după mine, n-aș vrea să dureze nici 4-5 luni. Ca să mai rău, nu mai e nimeni care să mai discute în urmă de acestui proiect, îl supun spre aprobat. Toată lumea e de acord. Nu. Atenție. Nu? Da. Hai de mine, eu care juram că e. Nu.
Mergem la... E perseverent. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea de interes local ce se vor executa de către persoane majore apte de muncă, beneficiare de ajutor social pentru anul 2019, inițiator viceprimar Temea Luminița Adrian. Doamna Vici, ia să-i explicați. Am primit expunerea de motiv, am primit și proiectul de hotărâre și fiecare să țină cum de vedere, dacă considerați că trebuie să veniți cu amendamente, se vor discuta în cadrul ședinței. Și cam atât. S-au primit. Ați primit materialul acasă și vă rugăm să vă înscriți pe marginea acestui proiect. Da, bine acolo. Domnul Tufescu. Domnul Dămoc. Sper să votați. Sper să nu o supă pe nimeni. Domnul Tufescu, aveți cuvântul. Lista e deschisă. Să ajung aici la proiectul doamne și zice să ajungem la... Puneți așa în titlu. Privind aprobarea lucrurilor de interes local ce se vor executa de persoane majore apte de muncă, băieți? Da. Și aveți aici o liniuță prin care spuneți. Plantarea de pieță împreună cu ele de școlă din comună, ori acești ele. Nu, este, am pus cum aia că am pus O secundă. Nu puteți să puneți copii din școală decât dacă încheiați un parteneriat și dacă aveți acordul părinților, implică mai multe lucruri din ceea ce ține lucrul acesta. Nu ați precizat în proiectul ăsta de hotărâre dacă vă ocupați cumva și de ulițele satului, adică drumurile astea care țin de comună și doream așa ca către sfârșit așa să veniți și cu niște sancțiuni pentru cei care, deși noi am tot votat, am mers și tot domeniul din astea, sancțiunii care să facă referire strict la cei care ar trebui să-și facă orele este conform legii legislației în vigoare. Eu ar veni cu un amendament aici, dacă nu vă spărați și vreți să-l revizuiți, ca și ce veți face în cazul în care persoana respectivă absentează din luna respectivă sau nu dorește pur și simplu să iasă să-și facă treaba. Atât. Da, să vă răspund. În privința lucrărilor care s-au pus cu plantarea de puieți împreună cu ele de școli din comună, dar știm de acest parteneriat chiar sâmbătă. Noi vorbim despre 2019 aici, corect? Pentru 2019. Ați făcut parteneriat deja? Exact, sâmbătă, cum permiteați să vă spun, sâmbătă este o astfel de acțiune. Când aveți la mapă și nu mi l-ați prezentat, cum suntem noi de bine. Chiar mă scuzați că eu v-am spus. Trebuia să aveți și parteneriatul, dacă le-am implicat niște minori în proactivitate. Nu facem noi, a făcut școala cu acea Păi dacă proiectul este dumneavoastră. Am spus că vin beneficiar de ajutor social și vin și copiii. Am specificat ca să se știe că atunci când vin ajutor cei de la ajutor social... Repet, nu m-ați înțeles. Ați implicat și un punct în care apare clar, în contradicție cu titlul pe care îl avem noi astăzi de votat, că implicați elevii. Ori elevii sunt minori. A spus că aveți un parteneriat. Am zis plantarea de puieți împreună. Și ce implicați? Deci participarea și elevii. A elevii, nu? Da. Bun. Păi și dacă nu avem parteneriatul, urmează, dacă nu vin copiii, dacă există acel parteneriat cu copiii. Nu, aici dumneavoastră credeți. Știți ce înseamnă să pun un copil să facă niște lucruri fără niște acuri. Nu-l punem noi. Nu-l punem noi. Dacă mi se poate copilul. Scoate țaia cu copiii și gata. Nu, dar vreau chiar să înțelegeți. Hai să împreună. Nu am zis că copiii fac aceste lucruri. Eu am spus că beneficiarii împreună cu copiii, pentru că acțiunea trebuie și copiii. Dacă vreți să nu fie și cu copiii și o să vină, o să vedeți cu copiii. Am zis, ați venit cu amendamentul respectiv și fără probleme. Dar ca să se înțeleagă că nu a fost... Păi nu vreau să amestecăm două lucruri. E altceva, dar exprimarea este corect. Împreună cu ele, deci s-a spus clar, nu am băgat ei elevii și am luat... Nu, m-ați înțeles? Are zis... și parteneria, domnul, vine cu toată documentația, nu mă să viață cu pace. Domnul consilier, deci n-am zis numai elevii, am zis împreună, deci clar, cineva împreună cu, adică beneficiar de ajutor social împreună cu. O să scoatem împreună și zicem, va plantarea de puieți. Avem parc? Da. Da? Așa e, deci.
E aici, lângă, de la primărie. Ok, am înțeles. Înseamnă că avem și cămin cultural la bărbă. Poftim? Aveți domnul... Atât, am zis. Domnul Dămoc. Părerea mea de genul ăsta de proiect o cam cunoaște și de la sunt multe lucrări care apar, din păcate, doar pe cârtie și mai puțin în realitate se execută. Am zis și anul trecut, o să mai zic și anul ăsta, un astfel de proiect ar trebui însoțit de o situație la zi cu numărul de persoane beneficiare, cu numărul de ore ce trebuie executate de persoanele apte. Ar trebui să ne fie prezentate rezultatele de anul trecut, cu lucrările care au fost făcute. Faptul că luăm și precedăm din nou aceleași, sunt aceleași lucrări de anul trecut. De acord și cu domnul Tufescu, foarte bine punctat cu elevii. Nu poți să amesteci cu o persoană care e beneficiară de ajutor social să amesteci cu elevul de școală. Nu are legătură. Inutil, s-a tăiat de pe listă. Ok, s-a tăiat de pe listă. E foarte bine că s-a tăiat de pe listă. La fel apare aici, de exemplu, transportarea sacilor de gunoi din zonele unde este îngrunat. S-au dat saci câte populație, duceți... Da, dacă ar fi localitatea, ați vedea că s-au dat. Foarte bine, foarte bine. Înseamnă că o să rezolvă și problema de la Pârna, unde este un adevărat focar de infecție. Acolo, dacă vine garda de medic, deci acolo aruncă lumea absolut orice. E jale ce e acolo. Deci e din ce în ce mai grav. Puteți vedea că s-au început lucrările? Foarte bine dacă se încep și lucrările. Și poate luați și măsuri să... Pentru că cei care au luat și au dus prima oară acolo gunoaia a fost chiar primăria. Dar după inundații, acolo s-au dus toate gunoaile și s-au aruncat. Așteptăm acel raport de activitate al doamnei viceprimar, care din nou sunt 3 ani de zile și încă nu l-am văzut. Da, domnul, cam nejustificate. Eu raportul l-am prezentat anual în luna iunie, dar întotdeauna aveți ceva de completat și ceva esențial de atacat. Și încă ceva. Deci, în loc să înșiruim aici o serie de lucruri care majoritatea nu vor fi făcute, ar trebui, de exemplu, să ne focalizăm pe unul, două lucruri care, nu știu, anul ăsta ne propunem, domnul. Asta considerați dumneavoastră. Când o să faceți propuneri, o să veniți cu ce considerați. Să luăm toate șanțurile. Da, exact. Da, păi asta zic. Să luăm toate șanțurile din comună, de exemplu, de pe drumul, începem cu drumul județean, începem cu drumurile principale, le facem, le săpăm, le aranjăm, după care începem să le dalăm, da? Putem să asigurăm materiale de la primărie și cu beneficiarii de ajutor social să ne apucăm să betonăm șantul. Bun, înțelegerea, când spuneți să ne apucăm să facem, să vă așteptăm să veniți să facem împreună cu dumneavoastră? Doamna Dina, nu e treaba mea ca și pe măsia. Dar nu vă replică la domnul președinte. Nu vă e rușine? Dar chiar nu vă e rușine? Dar nu vă e rușine, doamna viceprimar, dar așteptați să vin să fac treaba? Dar chiar asta vreți? Hai să facem ca și autoritate, doamna viceprimar. Aveți cuvântul, domnul, da. Aveți ca consilier local. Doamna viceprimar, gata, s-a venit. Aveți cuvântul, domnul. Deci aș vrea ca, în primul rând, beneficiarii de ajutor social să aibă șanță în fața casei locuinței unde locuiesc ei. Eu cât cunosc că trec prin poartă, nu au șanță făcută. Iar angajații primării au mergi, au curăța copacii fără să avizeze persoana. Băi, curăț tu sau ți-i tai eu? Și o stai copacul de aia de numai o săptămână, n-avea nevoie să vină nimeni să-mi curăță, nici curăț eu. Dar șanțurile nu s-au făcut pe ureți. Și avea puțină responsabilitate când se face ceva. Și insist, prin acolo a luat balastul din șanțuri, care îl pun oamenii și-l ține cu ani, șanțuri nefăcute și așa mai departe. Da, acestea, după cum ați văzut, sunt pentru șanțuri doar în zonele unde nu sunt casele nelocuite. Pentru cealaltă știți că este cealaltă hotărâre în funcție a comunei și atare nu discutăm faptul că e beneficiară de ajutor social, nu înseamnă că trebuie să-și curețe în fața casei. În fața casei curăță, că așa trebuie să-și curețe toți cetățenii. Indiferent că este beneficiar sau nu este beneficiar de ajutor social. Curăță în fața casei. Mai e cineva. Adică toți trebuie să-și curețe. Care se ia cuvântul la acest proiect? Unii sub aprobare, ce să mai zici? De acord, oamenii. Eu am văzut că s-a mișcat în problema asta, domnule, la noi la Sobotor,
poate și dumneavoastră la orice, să nu fiți răutăcioși, de la Răcătău. Am văzut cu saci, cu oamenii ăștia de la ajutor social, s-au făcut curățenii. Chiar am colaborat cu ei. Am zis, bă, și aici, uite, ăsta e bolnav, uite, ăsta nu e acasă. Am văzut că se mișcă, să nu fim răutăcioși. Și dacă e undeva cum s-a făcut, așa, hai să vinim cu argumente frumoase, să se facă și acolo, să se facă și acolo, nu fie răutăcioși. Eu zic că merită votat proiectul. Supus spre aprobare. Două secunde, atât cu sancțiile, de ce nu au fost trecute? Pentru că aici sunt muncile, dacă nu-și fac, nu vin și fac orele, asta înseamnă suspendarea dosarului sau încetarea. Pe sancțiuni, dacă știți ca valoare, ca bani, sunt prevăzute în acea... Printre asta. Nu, am zis de ce nu este aici. Nu sunt trecute sancțiuni, prevăzute. Supunem la vot cu amendamentul domnului Tufescu ca să scoatem copiii pe lista asta. Care sunt? E de acord. Nu ți-i scoate. Că dacă avem acțiune, să fie ce la amendament. La amendament. Deci la amendament avem unanimitate, da? Da. Spuneți la vot în forma amendată. În forma actuală. Proiectul. Cine e de acord? Amendamentul... Care s-a votat. Abțineri? Una, da? Împotrivă? Nu avem, da? Eu nu am apucat să votez. Dar v-am văzut, ați votat? Nu. Eu ce nu mă minte. Da. Respect. Da? Nu e vorba de învățat, dar asta e. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități pentru transportul local în comun și a elevilor din învățământ obligatoriu și liceal acreditat, autorizat din Comuna Urgenței de Bacău, care frecventează instituții de învățământ în afara localității de domiciliu. Domnul Claudiu, da? Să dați câteva explicații la proiectul ăsta, domnule. Câteva lămuri. În formă, dacă vreți să vă dau, vreți să vă dau citirea întregii expoziției de materie. Deci, conform prevederilor legale... M-a lipsit, băi. Conform prevederilor articolului 105 alineatul 2 litera H și L din legea numărul 1/2011 a Educației Naționale, finanțarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale și alte cheltuieli asociate procesului de învățământ preuniversitar de stat. Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrative teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată aprobată anual prin legea bugetului de stat cu această destinație pentru asigurarea cheltuielilor pentru învățământ, precum și alte cheltuieli de natura bunurilor și serviciilor care nu fac parte din finanțarea de bază. Inițiativa acestui proiect vine în urma problemelor care au avut loc în ultima perioadă în ceea ce privește transportul elevilor către școlile din Bacău. După cum bine știți, pentru o perioadă, mașina de la ora 7 care asigura transportul elevilor a fost suspendată. Acest fapt a cauzat un disconfort mărit elevilor, aceștia fiind nevoiți să găsească metode alternative de transport sau chiar să fie nevoiți să plece cu mașina de la ora 5 în condiții în care cursurile lor încep la ora 8. Pe termen scurt, acest lucru poate însemna oboseală, performanță școlară slabă, iar pe termen lung poate duce chiar la abandon școlar. Acest proiect ar asigura totodată și o stabilitate transportatorului care s-a plâns în nenumărate rânduri de faptul că pe acest traseu există o concurență neloială. Având în vedere aceste considerente, pentru a veni în sprijinul elevilor din Comuna Forgești, care frecventează instituții de învățământ din Bacău, pentru a le oferi o siguranță și un sprijin în ceea ce privește transportul către și dinspre școală, consideră oportună aprobarea acestui... Obișirii. Care a discutat despre proiectul ăsta. Atunci vă rugă să vă scriți la cuvânt. Da, la Și s-a dat voie, da, bine. Are cuvântul domnul secretar. Domnul secretar, mâine. Da, să vedem avizul. Pe tine, respect. La aviz, pentru că Lisia a discutat. Avizul, de fapt, și inițiatorul. A fost convins că trebuie aviz. Sau că trebuie. Că avizul este nefavorabil. Nu cred, împotrivă.
Ba, eu așa am înțeles, eram patru. Mă rog, mi-a rodus că e patru evangheliști. Asta înseamnă că eu eram convins. Asta erați convins. Da, da. Acum, de fapt, supărțu ce trebuie, că după cum, nu se ierți împotrivă, adică podul trebuie făcut, dar vă dați împotrivă. Deci cam așa și cu avizul ăsta. Asta ca o glumă, sau abține. Tot împotrivă. Ca o paranteză. Deci avizul este negativ. Negativ. Dacă e vorba de luat cuvântul, nu se înscrie la cuvântul. Nu se înscrie, nu? Deocamdată domnul Duvescu, prim. Lista-i deschis. Aș vrea și eu să spun că de la Domnul Fosică Nicu. În legătură cu proiectul. Poftim, domnul Duvescu. Da. Domnul Duvescu, expunerea dumneavoastră din motive a spus așa. Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar. Și aici mă opresc. Clar. Pun din bază copiii ăștia, unitățile de învățământ nu aparțin Consiliului Local Horgești. Mergem mai departe, la articolele de lege. Și spune așa, articolul 84. Elevii din învățământul preuniversitar, acreditat, autorizat, merge mai departe, beneficiază de tarif redus de minim 50% pentru transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran și așa mai departe. Apoi există articolul 2, care, aliniatul 2, care spune elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit, aici vă citez legea educației naționale, care s-a stabilit o măsură de protecție specială, conținând lege sau tutelă, beneficiază de gratuitate. Și acum mergem la aliniatul 3. Elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, prin unitățile de învățământ la care sunt școlarizați. Deci acești copii beneficiază în momentul de față de cont la navetă. Ce deja nu știu, beneficiază. Pe bază de abonament, în limita a 50 de kilometri sau li se asigură de contarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors. Elevilor de nivel liceal care nu pot fi școlarizați în localitatea de ei, atunci este altă problemă și nu mai ține legătură de ce am venit de mergem mai departe la articolul 85, care spune la legiatul 1, în situații justificative, elevilor din învățământul obligatoriu școlarizați într-o altă localitate decât cea de domiciliu, li se asigură după caz servicii de transport de masă și de internat de către autoritățile administrației publice locale de localitate de domiciliu cu sprijinul operatorilor economici, al colectivităților locale, al societăților de binefacere, precum și a altor persoane juridice sau fizice. În situații justificate. Cum justificați ca să vă puteți lega de articolul 15? Prin ce motivați? Ca noi să votăm că suntem de acord să le decontăm partea cealaltă de 50%. Bun, mai aveți aici o greșeală. Așa o consider eu. Spuneți că în categoria asta de a li se deconta naveta intră și cei din universitar, ați propus un proiect. În contract sau? Nu, în proiect, în proiect. Nu cred, ați văzut undeva. Am văzut undeva, dar îmi scapă chiar, da, acum chiar vă îmi scapă. E. Nu știu, am văzut că am citit, dar nu știu exact unde. Ei, ăștia sunt adulți. Clar, sistemul universitar nu este obligatoriu. Dacă vrei să faci facultate, o faci pe banul tău, pe cheltuiala ta, nu pe cheltuiala Consiliului Local. Deci, clar, să urmezi un studii superioare, nu te obligă nimeni. Și dacă spui de oată că și acolo vedem abandon școlar, chiar nu ne interesează dacă la universitate nu se mai duce ăla. E treaba lui asta. Adică sunt care le-ar convine să facă un an în trei și să-i tot îi decontăm naveta. Bun, să muncească, că e normal, să muncească, e adult. Cam asta am avut. Nu mă așteptam la expunerea domnului Tufescu pe legice, nu știu ce, așa documentată. Totuși, inițiativa nu este rea. Se găsește și încadrare legală, dacă se vrea.
adică este articolul 36 din lege 215, litera D. Al emisii, punctul, nu știu cât, unde al Consiliul Local, asigură, și da acolo, unde se mă sănătate cu totul și mai departe. Dar, eu consider că acest proiect de hotărâre inițiat de domnul Dămor nu este oportun la momentul ăsta. Pentru că, și degeaba spunem că nici n-am avut, n-avem nici acum buget și totuși am aprobat aia. N-are nicio legătură, n-au nicio legătură cele două proiecte de hotărâre, fondul de rulment cu ceea ce ne propunem să cheltuim, cum a fost pentru calculatoare, acum pentru transport. Dacă sunt posibilități să se asigure, dacă Consiliul Local, când va primi bugetul, când vom vota bugetul, vom găsi posibilitatea să subvenționăm cealaltă parte, că o parte subvenționează Ministerul Educației, da. 50%. Să sprijinim cu cealaltă parte să-i subvenționăm. E vorba de 100 de lei, de 100 și nu știu cât, chiar la 200 și ceva de lei. Că discuția a fost în ședința din 27, când a fost transportatorul aici, și-a spus că 220, 110 lei urmează să o dea, sau o dau liceile, 100 sau până într-o 100, când e obligatoriu 50%, gata, toată sunt o parte din asta să subvenționăm, subvenționăm Consiliul Local. Dar întâi să vedem banii pe care îi vom avea, bugetul, construcția bugetului pe care o face primarul, pentru că deja erau 80.000 de lei, nu au căzut. Acum vine asta, domnule, eu consider asta o grabă nejustificată. Repede venim cu un proiect de hotărâre, termenul că pe repede înainte, l-am auzit și eu acum mai nou, nu știam de termenul ăsta. Să avem o leagă de răbdare să vină bugetul, să vedem ce este acolo. Pentru că tot pe bugetul, din bugetul ăsta local, vor trebui subvenționate la vechile. Va trebui abonamentele cadrelor didactice. Ăla este obligația, după cât e înțeleg, al Consiliului Local. Este o inițiativă legislativă acum care sigur va trece și când și personalul din administrația publică locală, din aparatul de specialitate al primarului, urmează să deconteze cheltuielile de deplasare, de la locul de domiciliu la serviciu. Și avem vreo câțiva funcționari care fac naveta. Asta este. Nu mai sunt în loc în comună. Împrumutăm din altă parte, luăm oameni din altă parte, care trebuie, administrația publică trebuie să funcționeze. E vorba de terenul ăla, de cheltuiala aia care trebuie făcută și trebuie plătită cu terenul ăla. Să vedem forma care vedeți, de lucrare făcută. Acum nu uităm ce. S-au încălcat, nu știu ce, anumite prevederi, dar nu legale, zic eu, pentru că dacă se punea spre aprobare, înainte și cum se făcea, înseamnă că era bun. Dacă s-a făcut și nu s-a supus la ea, nu, dar discuția a fost foarte atunci. Deci, nu este rău să-i ajutăm pe copii. Nu este rău. Nu este rău și chiar studenții. Deci nu este obligatoriu facultatea de denumire, facultate. Nu este obligat să o faci. Dar dacă este un tânăr, absolvent de liceu, care părinte dintr-o familie săracă, fără nicio părinte, și are minte, și are posibilități, și demonstrează, lua bacalaureat cu notă mare, învăță. Doamne, nu e o crimă să-i poți asigura un transport de la Bacău până la Horgești cu un 200 de lei pe lună ca să poată face o bursă, ca să-i spunem așa, și o formă de bursă. Nu ne interzice nimeni, dar să avem întâi banii și după aceea să stăm de vorbă. Așa, nu cred că are rost lucrul ăsta. Deci nu. La ședința din 27 am observat disponibilitate din partea domnului primar de a discuta problema asta în avetic. Dar nu, de acum gata, repede, hai să punem acum până vine buget. Deci rămâne să discutăm la buget, când vom discuta pe comisii bugetul, pe capitolul, să vedem ce se poate și dacă sunt și în capi în cap și asta și facem pe un an școlar. Din anul școlar 2019-2020, nu pe o lună, două. Fără să ne gândim. Spune, pe tot parcursul anului, și noi nu facem nicio greșeală. Spune pe parcursul anului școlar 2019, pentru că noi nu facem conform legei. Noi facem conform legei 215. Aliniatul articolul 36 litera. Dacă mai e cineva să aș vrea să le răspund. Mai e cineva care are dispus ceva? Da, eu am întrebat dacă îmi dați voi
Da, exact cum a specificat și domnul Costică Mătică, noi suntem dispuși, având în vedere problemele care ne-am întâmpinat și care n-am vrea să recidiveze asupra transportul copiilor la care urmează liceul la Bacău, m-a pus să vin cu o propunere, în momentul când o să discutăm banii de la buget, și să punem două condiții. Una, în primul rând, deci timpia bine, așa cum am spus, o citit din legea bugetului, că jumătate din suma respectivă va fi suportată de către liceile, deci instituțiile de învățământ pe teritoriul unității administrativ-teritoriale. Deci, aici m-am exclus, de jumătate plătesc cei de la municipiul Bacău, în cazul cel mai bun. Minister, prin minister, da. Prin așa. Da, noi vom susține, dar condițiile ar fi ca să facă dovada că este înscris în anul școlar la liceul respectiv și, acum vine partea aia la altă, că frecventează școala. Dar acum eu vă întreb, noi nu putem să facem un contract cu, deci legea nu ne permite ca noi, ca unitate administrativă teritorială de stat, să facem contract cu transportatorul. Noi putem să decontăm acești bani pe baza unor documente depuse de elevi, în care face dovada că s-a luat abonamentul respectiv, la care un solicita și, ca să fim siguri, nu știu, sau dacă nu, nu, pe cum că plătește liceul respectiv, dar nu va fi o condiție, dar nu va fi o condiție, noi să suportăm, deci stabilim să susținem jumătate din prețul abonamentului, dar cu condiția, v-am spus, să facă dovada prezenței la școală. Nu putem să dăm unui elev jumătate în abonament și el să se ducă 5 zile la școală într-o lună. Eu asta e părerea mea. Dacă aveți altă părere, data o să o discutăm în momentul în care o să discutăm asupra bugetului. La ora actuală este tardiv, ceea ce discutăm, nici nu avem o sumă estimativă. Deci este ca o dorință. Da, într-adevăr, ne dorim cu toții să ajutăm copiii ăștia pentru că sunt copiii din familiile, din cetățenilor noștri. Nu sunt copiii domnului primar. Nu, ai noștri. Încă nu. Sunt ai noștri, toți. Ideea este în felul următor. Nu neapărat dacă nu ai copii, nu trebuie să vedem lucrurile. Haideți să o gândim serios problema asta. Adică suntem de acord să ajutăm, dar în același timp vreau să stimulăm performanță. Nu vreau să aruncăm, să zicem, da, dumne, hai să dăm că e la liceul la Bacău și să duci la Bacău. Deci, haideți să vedem un pic și dacă se duci la școală. Asta e ideea principală. Și să depună documentul, eu zic, părerea mea, depună documentul pe care noi să dăm la persoana respectivă. Nu putem să facem în niciun caz contractul cu... Situația asta, de fapt, am ajuns și la fel de transportatori care, dacă se supără un pic, că strânge jucăriile, pleacă, strânge jucăriile, pleacă. Vine alt transportator, de atât cel mai apropiat. Eu am venit. Dacă mai e cineva care să... Da, asta am vrut să spun. Domnul Priseca. Și apoi domnul Gangă. Domnule primar, proiectul drum de loc e de bun augur, cu toate că au venit cam de vreme, așa cum exact. Spun. La idei în sine nu trebuie renunțat. Prin chestia că noi o să subvenționăm abonamentul copiilor, asta o să, deci o să facă să ducă mai mult la navetă. Și totodată o să fie un beneficiu foarte mare pentru ei. Mulți au să vrea să meargă la liceu, la Bacău și nu or să stea acasă, pentru că deodată ce au transportul gratuit, ei n-au decât să meargă decât la școală, altceva n-au decât să facă. Și o să stimulăm chestia asta. Dacă se poate să nu renunță la idee, ar fi genial. Nu am zis că renunțăm. Condiția ar fi să-ți meargă la școală. Asta vreau să spun. Adică dacă te înțeleg, să ajung eu. Adică să punem condiția da, să normal, avem o prezență la sfârșitul lunii, dacă copilul Iculescu s-o duc la școală în... Da, putem să respectiv condiții, normal. Da, logic, normal. Logic. Adică să vadă că, într-adevăr, valoarea subvenției noastre și-o făcut efect. Face efect. Asta e ideea principală. Asta e părerea mea. Domnul Dacă, aveți tu. Eu zic că ideea trebuie susținută sau să nu abandonăm. Se poate aproba astăzi, nu este o sumă care... Dar nu știm suma. Nu se poate, 12-13 copii, că nu-s 50 de copii. Știi. Dar au spus transportatorul că 15 abonamente sau 20 de abonamente. Așa spun eu.
Așa spune el. Domnule, indiferent cât sunt, e vorba de 1 milion de copii pe lună. Da. Îl aprobăm și o să găsim noi un buget să bugetăm, ca să nu mai stăm la buget, să ne întoarcem la proiectul ăsta după aia. Este aprobat și îl bugetăm după aia. Dacă vrem să facem, într-adevăr, să nu mai amânăm lucrurile. La buget o să fie destul de discutat, nu mai stăm atunci. Este de, dacă este deja aprobată, dacă face bugetul, o să țină cont de proiectul de hotărâri și o să acorde banii care sunt necesari. Dacă mai este cineva. Am auzit de foarte domnul consiliu, am auzit de foarte multe ori în consiliu domnilor veniți cu soluții concrete, luați măsuri. Eu acest proiect îl consider ca o măsură la o problemă care a fost discutată în ședința de luna trecută. De atunci am afirmat că ideea de a subvenționa cei 50% de la bugetul local ar fi o idee bună. Eu am venit cu o formă de proiect, asta nu înseamnă că am impus această formă de proiect și că e bătut în cuie ce am adus eu și că așa trebuie aprobat. Se pot depune amendamente, se poate lucra pe idee. Mă bucur că totuși marea majoritate se pare că au deschidere către această idee. Probabil că într-un final se va pune și în aplicare, că se va pune inclusiv până la sfârșitul anului școlar, că se va pune de la începutul anului școlar pentru anul viitor. E bine de știut, tocmai pentru ca viitorii elevi de liceu și părinții să poată să aibă o idee, să știe că pot conta pe acest transport gratuit. Mai mult de atât, nu cred că putem face. Tu asta zic, dacă e deschidere pentru acest lucru, dacă eu nu m-am simțit un pic judecat, ca și cum, de ce am venit cu proiectul. Eu de-aia zic. Luat la plași mărunți cu articole din lege. Și eu am prezentat la trecutul articole din lege. De-aia zic, cred că articolul 1 e destul de explicit. E pentru elevii din învățământ obligatoriu și liceal acreditat. Deci cei de la Bacău care merg la liceu, de Horgești care merg la liceu. Oricum, per total, bănuiesc că la un moment se va ține cont de idee. Dacă e nevoie, îl venim din nou sub formă de proiect la buget. Dacă așa, nu, da. se va ține cont de start și se va aproba. Au fost voci care au spus, de exemplu, că poate nu e nici nevoie de acest contract cu transportatorul. E ok, se găsește varianta... Nu e nevoie, nu e legal, am zis. Okay, nu se face mântre, poate și transportatorul. Deci transportatorul nu are nicio chestie. Noi decontăm elevul își plătește abonamentul. Exact. Dacă mai este cineva. Da, tot... Haideți că dacă tot spuneți de amendamente, să vin și eu cu o idee, un amendament. Avem în vedere și elevii care stau la cămin, de exemplu. Aici, că doar tot din comuna noastră sunt, nu? Ținând cont că legea le decontează doar 8 bilete de călătorie și într-o lună ei vin în fiecare vineri, haideți să le mai decontăm și noi 8, poftim. Sunteți de acord? Vin amendament pentru cei care stau la cămin. Dar dacă nu mai decontăm 8, nu mai stau la cămin. Poftim? Nu mai stau. Deci un bilet dus întors înseamnă 8 bilete de călătorie într-un semestru, să ținem cont. Deci statul român, prin minister, doar 8 bilete într-un semestru. Într-un semestru, adică 3 luni, 4 luni. Ori copilul ăla vine fiecare sâmbătă acasă, probabil. Eu înțeleg că se ținem... El nu subvenționează un abonament lunar, zilnic? Cine? Copiii nu vin zilnic? Nu, cei care stau în cămin. Nu vin cei care stau. Cei care sunt interniști. Vin, probabil, săptămânal și trebuie să facă dovada cu biletul de călătorie. Așa? Și să le subvenționăm și noi. Uite, nu-s totul... Decontarea biletului de transport. Asta înseamnă că proiectul de hotărâre a fost făcut prea repede, pe genunchi, cum se spune. Și a trebuit să țineți cont de un singur lucru. Că noi, sau consilierii, au dreptul la inițiativă proiectul de hotărâre, dar toate proiectele de hotărâre se redactează, spune legea 215, cu sprijinul secretarului Consiliului Local. Ei, ca să fie un proiect bun și fără probleme, cu aviz, cu tot, luați legătura cu secretarul, cu primarul și redactați un proiect ca lumea și veniți la ședința. Domnul fost secretar, credeți-mă, prima oară când am venit cu proiectul și am intrat în birou domnului secretar, asta l-am întrebat. Tu ai pus pe ordinea de zi secretarul, s-a dat domnul secretar și a dat legalitate, înseamnă că a fost de acord. Păi nu și-a dat legalitate. El a venit la mapă fără nicio semnătură de la secretar, fără nimic. Păi nu trebuie postură de zi. Discuția a fost în aceea zi. Acum știți foarte bine când ați venit cu proiectele și ăsta este adevărul că este necesar măcar o săptămână pentru oricine ca să poți să analizezi toate proiectele care ai
în condițiile în care secretarul nu face numai aia în ziua respectivă. Aici, acum... Aici mi-aș permite la da. Critică pentru cel care au, și pentru secretar și pentru primar. E obligatoriu, domnule, dacă vine astăzi cu proiectul hotărârii să-l supune pe aici. Aici este vina mea. Deci în momentul să-l întocmești ordinea de zi și dispoziții... Să-l comitim de unde, să-l mai lăsăm. Hai să stăm acum. Deci e pe ordine de zi, ori îl retrage, ori îl votăm. Acum nu că îl amânăm. Auziți? Haideți să... Mai e cineva, nu vorbim toți odată. Mai ies nimeni. Dar eu am propus oameni la mine. Nu, nici la probă și tare. Acum ar vrea să spun și ceva, domnul secretar. Să nu se înțeleagă după votul acestui proiect, când l-o supune la vot, că cei ce nu vor fi de acord cu proiectul ăsta sunt împotriva acestei acțiuni. E o acțiune frumoasă, o acțiune bună. Consider că o să mai revenim la asta când ne vine buget. Să vedem ce bani avem acolo, ca să nu votăm mai urea proiecte și să nu mai dăm bani la copcheia, că nu avem de unde. E mai bine să vină bugetul și apoi pe urmă revenim cu acest proiect acolo. Și să nu se înțeleagă acum că e filmat de ședința asta. Așa aud oamenii din comună, o, s-au găsit cu tare, cu tare și nu-s de acord. Doamne, eu zic că trebuie revenit, oamenii aud din comună, de dat, dacă nu era Crețu cu primarul, gata, lua cupchii ăstea bani. Nu, doamne, suntem de acord, așa e, să vină bugetul, mai revenim cu proiectul ăsta încă o dată, îl mai analizăm mai bine, mai amănunțim, că domnul Povescu a venit cu niște probleme care chiar ne-au sărit în uite, n-ar fi bun asta, n-ar fi bun asta. Trebuie mai amănunțit, mai centrifugat cu domnul secretar aici, cu domnul primar și chiar îmbunătățit ca să avem și ce vota. Supun la vot. Proiectul de hotărâre. Dacă revenim cu el, cum revenim? Punem la vot. Dacă revenim cu el, dacă se aprobă. Dar este pe ordinea de zi, mai trebuie să vor să voteze. Domnule, eu nu știu ce să facă, rup acum, unii se retrage. Nu pot să fac nimic. Domnul secretar, explicați legal, domnule, ce care este. Fiind pe ordinea de zi, trebuie supus la vot sau retrage legal de inițiator. Vă propun să-l retrageți, să-l îmbunătățiți, să-l aduceți înapoi. Să-l îmbunătățim cu toții atunci. Da. Da. Îl retrageți sau ce faceți? Îl retrageți, îl retrageți. Da. Trecem la proiectul următor. Trecem la proiectul următor. Dar probabil o să ținem cont de amendamentul respectiv. În viitor. Și doar insist ca la buget să se ținem cont de această chestie. Trecem la proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind publicarea din oficiu a contractelor de achiziție publică și de concesiune închiriere pe steul primăriei Comunei Urgești de Sucăru. Tot domnul Dămoc, inițiatorul acestui proiect, și ne vă dați și puține explicații asupra. Da, proiectul vine în completarea vechiului proiect de publicare a cheltuielilor pe site-ul primăriei. De data aceasta e vorba de contractele de achiziție publice, atât cele care vor fi făcute noi, cât și cele care sunt în derulare. Expunerea de motive, dacă vreți să vă mai dau citire, dar nu cred că e cazul. Dacă aveți întrebări, vă răspund. Am zis că e o nelămurire la două articole sau ceva de genul ăsta. Dacă e cineva și dorește să se scrie la cuvânt asupra acestui proiect. Da, eu am să răspund eu. Oarecum, domnului, așa că am discutat o problemă. De adevăr, în vederea asigurării transferințe decizionale, toate contractele de achiziție care se vor încheia, asta înseamnă în cursul anului 2019, asta înseamnă care se vor încheia, așa, și alte instituții subordonate, Consiliul Local, nu prea avem subordonări, asta e toată chestia. Se vor publica pe site-ul primăriei. Bun. Problema, într-adevăr, vă putem publica pe site-ul primăriei, se vor publica pe site-ul primăriei contractele care se vor încheia la nivelul primăriei, dar referitor numai la dată, caracteristici, valoarea contractului respectiv, durată și obiectul contractului respectiv. Aici e referitor la datele cu caracter personal. Nu putem pune cel cu care încheiem
cu datele respective, cu UX, cu toate, toate problemele a persoanei sau societății cu care vom încheia contractul. Dacă îmi permiteți, da. Că privitor de aspectul ăsta. Da. Eu cred că putem comasa articolul 1 și, și 3 ca să nu mai avem acea, să spunem eu, marjă de interpretare. Și dacă și eu nu pot să propun amendament. Eu pot să vă propun o formă pe care dacă cineva o dorește, poate să propună ca așa amendament. Articolul 1 să dispară articolul 3, articolul 1 să aibă forma în vederea asigurării transparenței decizionale, datele privind încheierea contractelor și actelor adiționale, durata contractelor și actelor adiționale, valoarea contractelor, obiectul contractelor și actelor adiționale, de achiziții publice care se vor încheia la nivelul primăriei Comunei Horgeș, județul Bacău și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local al Comunei Horgeș, județul Bacău, se vor publica pe site-ul primăriei Comunei Horgeș, județul Bacău, la secțiunea Transparență Decizională, Contracte de Achiziții Publice și Concesiuni Închiriere. Adică ce a fost articolul 1 și articolul 3 au fost comasate ca să nu fie acea posibilitate de interpretare că articolul spune toate contractele că să se interpreteze ca în totalitatea lor. Acum, cum... toate contractele ne referim la toate contractele care există. La număr vă refereați dumneavoastră. Nu da. La forma contractului. Da. Noi am avut discuția asta. Da. Da. Înțeles că... Vă scrieți la cuvânt, lista da. Deschisă, are cuvântul domnul secretar. Eu doar o întrebare am atât să pun. Înainte de a vota sau nu proiectul. Domnul secretar sau domnul primar, ați avut obligația să, până acum să postați asemenea lucruri pe site? Sigur. Dacă ați avut obligația, de ce mai trebuia să vină domnul Dămu primu cu un astfel de proiect? Și nu v-ați făcut treaba, am postat da. Și gata, și nu mai vine domnul Dămu, nu mai venea domnul Dămu. Trebuie să primim un proiect, vă obligăm să facem ceva ca e legea, vă obligă să facem. Sunt sancțiuni, domnule, asta poate veni, cerut sancțiuni și are cuvântul domnul... Secretar. Eu cred că toate articolele ar trebui comasate și proiectul ăsta de hotărâre este vechiul proiect care a fost respins odată, tot la fel cu publicare, cum se... Există suspiciunea asta permanentă, dacă se face vreo șmecherie, dacă nu știu ce, dacă nu știi ce înseamnă... Dom'le, s-a aprobat astăzi proiectul ăsta de hotărâre cu podul, asta se publică pe site-ul primăriei. Hotărârea cu aprobat. Este simplu ca bună ziua. Ce rost are să ne mai complicăm acum cu legea cu tare decizională, transparență și nu știu ce, că transpirăm până când și nu știu cât citesc atâta site-ul ăsta a primăriei, chiar așa de bun. Asta este părerea mea. Eu nu consider că este necesar acest proiect de hotărâre. Este obligat, este public și pe site. Sunt obligat toate cheltuieli după până să-l cumpără de un leu chibrit pe primăria, trebuie să publice pe site. Nu verifică lucrurile, vine curte de conturi, verifică și contracte de concesiuni, mai publicitori. Asta este punctul meu de vedere. Dumneavoastră, votați cum crede. Domnul Domoc, aveți voi. Răspuns, vă dau un exemplu doar un contract de dezăpezire din iarna anului trecut, când el a fost subcontractat și noi am aflat asta prin ianuarie, că exista un subcontractor care... Dar l-a subcontractat ăla care l-a contractat? Tocmai și nu. Nu subcontractat primăria. În contractul inițial nici măcar nu era specificat dreptul de a subcontracta. Dar nu știu dacă trebuie... Chiar nu văd o problemă. Dar nu știu dacă se trebuie de treaba asta în contract, că el va subcontracta. El e obligat să facă dezăpezirea, că lui îi plătește primăria. Nu plătește. Dezăpezirea o face ăla care... Cum o face el, e treaba lui. El trebuie să o facă, domnule, dacă nu o faci, nu-i dai bani. Dar nu știu, dacă el subcontractează, poate atunci are mai multe locuri de făcut, eu un dozer de acolo, sau îi se strâng utilajul, pune mă... Apelează la... Astea sunt chestii unde... Astea sunt chestii unde... Sunt chestii normale. Dar asta e părerea. Deci cum dumneavoastră la trei proiecte ați avut dreptul și părerea să vă abțineți? Aveam și noi lume. Nu mi se pare acum că suntem împotriva inițiativii consilierului. Doamne vedeți. Dar inițiativele din astea, frate, dați să și-a lucrat termenul, dar faptul nu se vizionă. O să vă supăr acum, dar ar trebui să-mi dați o listă. Domnul, cu ce aveți ceva de discutat, da? Mai mulțumesc atât. Domnul Crețu, aveți cuvânt. Deci, exact cum spunea și domnul post-secretar, a mai fost acest proiect sub altă formă, de aproape. Nu văd, cel puțin dacă se
punea o sancțiune, ceva aici, să zicem că noi Consiliul Local, dar dacă ne ducem la lege, o să observați că în cazul în care aceste, să le spun, prevederi care domnul Dămocli trece aici, sunt, să zic, anexate la ele și niște sancțiuni. Dumneavoastră nu aveați decât să veniți cu o cerere către primăria Orgeș și să ceriți transparență și aplicarea sancțiunilor care se impun. Și nu mai era nevoie să vă chinuiți atâta și să faceți proiectul ăsta de hotărâre. Să înțeleg că îl susțineți sau o să spun. Când... Ideea e că dumneavoastră, de exemplu, a fost un contract în derulare. Deci, haideți să termin ce am de spus. În condiții în care dumneavoastră încercați tot timpul să veniți aici, să ne arătați că sunteți cel mai deștept. Asta mi se pare... Nu, vă spun eu că nu sunt singurul care am părerea asta. Este o chestie care nu că deranjează. Deranjează mult. Fiți un pic mai să zic, prietenos cu cei din jurul nostru, încercați... Nu, dar te rog frumos, te-am întrebat ceva? Dacă are să spună ceva, el trebuie să spună dumneata. Domnul, în momentul în care... Vorbește în legătură cu proiectul. Vii de două ori cu același proiect, îi schimb un pic forma. Domnule, dar făceați vorba... Domnul președinte, vă faceți apăreața. Dar nu-i face moralul, domnul. Să se știe. Dar am un doar, eu îți rog, să-i dar, domnul Dante. Te rog frumos, vezi să zic cuvântului vorba. Hai să-mi dare, domnule, 2 minute, 5 minute, ai răbdare. Mă scrieți la cuvânt și vă spuneți părerea. Exact. Deci în momentul în care încercați mereu să veniți în fața noastră și să ne arătați dumneavoastră că de fapt noi nu facem nimic aici și noi sunteți cel care vă zbateți singur pentru comunitatea asta. Credeți că lumea asta chiar vă crede 100%? Nu. La proiect, domnul. La proiect. Discutam despre acest proiect. Deci, de ce nu veniți în fața primarului cu o cerere înregistrată? Domnule, n-ați avut transparență. Ați făcut chestia următoare care este ilegală. Sunt pe lângă subiect. Da, sunt pe lângă subiect. Mulțumesc. Mai e cineva și are ceva de discutat la proiectul ăsta? La proiectul ăsta, domnule, nu la altul scandal. Domnule, omul se supără când ești pe adevăr. Asta e regula normală. Bine, mai e cineva? Nu mai e. Papagalul ești tu, băie, mai mult. Supunem la vot proiectul acesta. Cine este de acord? A, cine este? De acord, câte? Hai, dorim. Am 3. Și eu, domnule. 4. De acord, 4. 5, domnul Dodulică. 6, domnul Munteanu, da? Mai e de cineva? Abține? Una, două. 4 am abține, da? Da. Nu mai este. Și împotrivă? 2. Nu este. Nu este. Nu este. Doamna, Sabin, n-am văzut cum... Abținere. Abținere? Atunci înseamnă că trebuie. Ne mai trebuie încă cineva. Doamna, am luat în calcul că doamna Temea nu este. Păi eu ce-am spus că nu iese? Mai de luăm. Haideți să vedem pentru până la urmă. Am avut 4 pentru. 6. 6 pentru, da. Abțineri? 2, 3, 4, 5, 6. 6 avem. De aia. Păi ieșit acum. Nu te uita la doamna. Doamna mea, la am să-mi schimb. Am votat în ideea că noi la comisie am spus că e bună treaba. Și eu să zic acum că e bună și imediat nu mai e bună, ce faci? Dar la comisie, pentru proiectul domnului Dămoc, există cadrul legislativ, domnule, care obligă instituțiile să facă lucrul ăsta. Dar am spus domnul. Și acolo sunt și sancțiunile, domnul președinte. Dar am spus-o, la comisie n-am luat în discuție. Mai avem încă un punct. Sau două. Care mai sunt două. 6 ar fi prezentarea raportului privind starea economică socială și de mediu a comunei Orcești, județul Bacău, pentru anul 2018. Domnul Cioroabă Iva prezenta. Da, haideți să ne înarmăm cu răbdare.
și să dăm citire raportului privind starea economică, socială și de mediu. Păi dacă nu l-am avut la mapă, jumătate. Nu l-ați dat la mapă, domnule. Nu l-am acesat pe site. Pe site, domnule. Păi nu am avut conexie înainte de tot săptămâni. Da. Citim săptămâna viitoare. Da, domnule, dar citim acasă. Cum vreți. Vreau să nu mai tăiem copaci, domnul. Cum vreți. Cum? A spus, nu mai tăiem atâția copaci cu hârtie. Dar nu-i... A, da, eu... Dacă, cum doriți, vă dau drumul la... Nu spus să-mi zic dacă vă citim, spune că nu a spus eu, uitați. Nu, dumneavoastră, că tăiat, totuși ar trebui să pus la vot, că unii zic că da, alții zic nu. Calm, calm, eu am spus. Calm, calm. Lăsați, domnule, să vorbesc lumea. Dacă sunteți de acord, asta vreau să vă împărele, bă, să văd, se pare că sunt împărțite. Dacă nu știi ce vorbesc eu, vezi? Domnul Creton, dar noi ești mie să vorbesc. Cer scuze, domnule. Părerele sunt împărțite. Dacă vreți să citim, să-l citim. Dacă vreți să-l citiți pe site, să-l citim pe site. Păi și-l votăm. Nu votăm, nu se votează. Asta nu se votează. Nu, dar poate dacă citeam înainte, eu știu, poate avem și eu. Hai să le explicăm și eu ce citea până acum. Vrea să vă două ori, nu, nu e nicio problemă. Nu pot să citesc așa repede. Deci foarte cuvinte. Are 40 de pagini. Nu, prima, nu trebuie să ne-l citiți de acolo, trebuie să ne prezentați verbal. Ok. Bun. E mai simplu. Așa, așa. Bun, haideți să începem cu mare. Deci în anul 2018 au fost emise de către primarul Comunei Bogești un număr de 496 de dispoziții, vizând asistența socială, acordarea ajutorului social, alocații de sprijin și alte. De asemenea, în acest an au avut loc 15 ședințe ale Consiliului Local Bogești. În cadrul acestor ședințe au fost adoptate 58 de hotărâri inițiate de primarul Comunei, viceprimarul Comunei și către consilie. Și acolo aplicarea a condus la desfășurarea unei activități corespunzătoare în plan legislativ și executiv. Raportul de colaborare cu instituțiile publice, locale și județene și cu întreprinzătorii de pe raza comune au fost bune. Prin grija secretarului comune au fost întocmite dispoziții de convocare pentru ședințele Consiliului Local și ordinea de zi și s-a consemnat în procesele verbale de ședință modul a care a fost exercitat votul de fiecare consilier în parte. Procesele verbale au fost semnate de președintele de ședință de la ședința respectivă și de către secretarul comunei. Documentele dezbătute în ședință au fost depuse în dosare în vederea activării. Hotărârile adoptate de Consiliul Local, precum și dispozițiile emise de primarul comunei Horgești, au fost înregistrate în registre speciale, iar apoi înaintate instituției prefectului județul Bacău pentru exercitarea controlului de legalitate, precum și instituțiilor, birourilor, compartimentelor și persoanelor abilitate cu ducere la îndeplinire. Aparatul de specialitate al primarului este alcătuit la ora actuală, a fost alcătuit în anul 2018, ca și la ora actuală când nu sunt modificări, din funcționari publici cât și din personal contractual, conform organigramei, ultima organigramă aprobată în anul 2018 de către Consiliul Local. În anul 2018 s-a pus accent pe creșterea competenței profesionale a angajaților din primărie. Acest obiectiv s-a realizat prin participarea angajaților la diverse programe de instruire. Pe parcursul anului 2018 s-au organizat concursuri pentru un post vacant cu post unic, acesta fiind un post de referent în cadrul compartimentului tehnic urbanist. Aici o să fac o paranteză prin plecarea doamnei, prin transferul doamnei Cristian Andrada, compartimentul de tehnic de urbanism nu avea referent de specialitate. S-a efectuat acest concurs. La ora actuală este ocupat de către domnul Arvinte Vasile. De asemenea, în cursul anului 2018 s-a solicitat și s-a obținut avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în vederea transformării un număr de 7 funcții contractuale în funcții publice, aceasta fiind motivat de necesitatea respectării cadrului legislativ. S-a urmărit modul de soluționare a petițiilor și răspunsul dat în termenul legal în majoritatea cazilor, precum și expedierea în timp al corespondenței. Totodată, primarul și secretarul și ceilalți funcționari ai primării au urmărit rezolvarea problemelor cerurilor conform cu prevederile legislației în vigoare, aceștia acordând atenție cuvenită soluționării cerurilor și sesizărilor. Voi prezenta în mare pe fiecare compartiment activități, la compartimentul financiar contabil,
Aici compartimentul este format din, din două structuri, compartimentul contabilitate de cheltuieli și cel de venituri, de impozite și taxe. La nivel de, de cheltuieli, s-au întocmit, nu știu dacă trebuie să vă spun toate activitățile făcute de doamna contabil, activitățile în compartimentul acesta nu. S-au, s-au făcut întocmirea bugetului împreună cu conducerea primăriei, s-au dus la întocmirea bugetului pentru cheltuieli, cât și la rectificările necesare pentru Consiliul Local, care, pe care noi le-am aprobat de-a lungul anului, de-a lungul anului 2018. Bugetul Unității Administrative Teritoriale a fost întocmit și gestionat astfel încât să fie asigurate toate cheltuielile prevăzute în secțiunea de funcționare pe anul, pe întreg anul 2018, asigurându-se potrivit legii bugetului de stat pe anul 2018 pe întreaga, pe lângă sumele alocate din TVA și sume din venituri proprii. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost aprobat de Consiliul Local prin hotărârea 10 din 20 a 2 a 2018. Deja noi am început și de 20 a 3-a și nu l-am încă aprobat. Inițial a fost de 4.870.000. Se face lunar toate, toate. Au fost pe parcursul anului bugetar 2018 9 rectificări bugetare, ce au constat la virări de credite bugetare, majorul de venituri și cheltuieli, modificări ale listei de investiții în funcție de necesități. Fundamentarea, dimensionarea și partizarea bugetului local pe ordonator de credite, pe destinații respective, activități, acțiuni obiecte, s-a efectuat în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților publice locale, cu priorități stabilite de acesta în vederea funcționării lor și în interesul colectivității locale. În bugetul final, cheltuielile secțiuni de funcționare au fost în sumă de 4.477.590 lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare au fost de 1.049.631 de lei, avans primit de la Uniunea Europeană și Europeană și o parte din tranșa 1, 4.754.100 lei, și secțiune posta de rație, adică pentru multul excavator, în sumă pe care am făcut noi împrumutul de la fondul de lument, 331.206 lei. Totalizând 10.612.527. Aici avem plățile efectuate, dacă vreți, în mare, cheltuieli de personal și toate astea. Așa. Menționăm că, aici cred că mă interesează, menționăm că excedentul anului curent, anului 2018, cumulat cu excedentul anilor precedenți, ceea ce spuneam și în prevederea anterioară, când am zis că este meritul numai a conducerii din 2018, totalizează 7.881.920 de lei, în care suma de 4.686.976 lei sunt pentru secțiunea apă și canal, iar 3.194.973 este excedentul din sectorul de funcționare al primăriei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2019. Un aspect de semnalat este faptul că în executarea bugetului local Comunei Horgești nu se regăsesc cheltuieli financiare legate de rambursări de credite și plata aferentă acestora, întrucât Unitatea Administrativă Teritorială a gestionat cu prudență resursele existente, neapelând la împrumut. Gestiunea financiară s-a efectuat cu respectarea legii, responsabilității fiscal-bugetare. Așa. La compartimentul impozite și taxe. Cât s-au încasat? Asta e interesant. Da, mergem... Da. Aia e problema grea. În mare. Deci în perioada 1.1.2018-31.12.2018, în comerțul s-au efectuat activități, declarații de impunere, modificare, imobile 125, certificate fiscale 319, declarații de impunere mijloc de transport 198, radiere 76, scutie conform legii 39. Sume încasate, am urmă eliberat un număr de 4.100 de chitanțe.
la impozitul pe clădiri 60.686 de lei, impozitul pe teren 209.557 de lei, taxa pe mijloace de transport 72.747 lei, chirie conform contract, asta este chirie apartamente 18.761 de lei, amenzi 102.914 lei, salubritate 118.258 de lei, concesiunea de terenuri 37.021 de lei, pază 5.810, apărat civil 2.894, imputații curtea de conturi 2.876, alte taxe 9.671, total încasări 641.195 de lei, din care pe încasări cu debit curent 354.946 de lei, încasări de rămășiță 256.992 de lei și încasări fără debit 29.257 de lei. Rămășiță? Rămășița la 31.12.2018 rămășița însumează 2.884.808 lei. La compartimentul de stare civilă. Morți, răniți, așa. Acte de căsătorie, nu, acte de naștere, ca urmare a transcrierii certificatului de naștere înregistrate la autorități străine 25, dar noi nu cred că avem, nu știu care e născut aici, așa, numai cei cu transcriere. Avem, domnul secretar? Nu avem, născut aici nu avem nicio persoană. Acte de căsătorie 46, este îmbucurător totuși, 46 de căsătorie. Divorțul anul trecut. Nu, divorțul, cât avem? 2 sau 3 aici. Avem 2 administrative. Acte de deces 33. Suficient. S-au eliberat un număr de 44 certificate de deces, 79 certificate de căsătorie, 78 certificate de naștere la solicitări. Bun. Sau soluționat un număr de 4 cereri rectificare de actelor de stare civilă depuse de către cetățeni, într-adevăr, deci, două divorțuri la nivelul comateului sau au fost două, pe cale administrativă două divorțuri. Nu-i mult, mă refer la calea administrativă, asta înseamnă să fii copii și să fii de acord cei doi soți. Restul ajung mai departe, nu stau aici. Poți? Este convins acasă. Da, s-au căsătorit. Au renunțat la... Avem și din astea. La activitatea de registru agricol și fond funciar. Nu uităm așa cifre mai mult. Primirea buletinilor, participarea la comisii, înregistrare, monitorizare, contractului de arendare, furnizarea de consultanță și probleme în registru agricol, fond funciar pentru cetățenii care au solicitat sprijin, eliberări de adeverințe, dar s-a ajuns în partea asta. Așa, pe lângă fond pe lângă linii de fond funciar, documente de validare, documente Comisia Județeană 52, documente pentru emiterea titlului de proprietate 16, titlul de proprietate emis în baza HJJ, hotărârii Consiliului Comisiei Județene 14, documentație privind modificat de titlul de proprietate 10, măsurături efectuate în teren în la solicitarea cetățenilor ca urmare a litigilor 42. Avem destule probleme. Conform cadastrului sistematic, eliberarea documentelor cadastrale, existați cărți funciare pentru terenurile care au fost întocmite în anul 2018, eliberarea anexei 24 pentru titulare de teren care au decedat, efectuarea de măsurători a documentelor necesare pentru un număr de 3 sectoare cadastrale, respectiv dealul Șoimul în Livadă, Pălâncuță și Cornezie, întocmirea fișelor de interviu pentru aceste sectoare, înregistrarea unui număr de 146 de arendă, înregistrarea unui număr de 50 de oferte de vânzare pentru de teren conform legii 17, ne referim la terenul din Extravilan, eliberarea unui număr de 50 de adivențe de liberă vânzare pentru aceste terenuri, existați de carte funciară pentru 60 de proprietari, răspunsul adresat de judecătorie pe baza dosarelor cu probleme de fond funciar 27, actualizarea registrului agricol în format electronic 288 de poziții, răspunsul adresat de cetățenilor 32 și lista mai poate continua. Compartimentul registratură. S-a eliberat un număr la corespondență generală, discutăm asta, pentru că compartimentele au fiecare din
8.354 de documente în registru de intrări și dintre care în special adeverințe pentru să plecăm pentru buletin, adeverințe pe venit pentru bursă, adeverințe venit pentru cu asigurare, adeverințe de venit pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, scrisoare pentru dosar prestații sociale, secrete, grădinițe și altele de uz intern, norme CAP, adeverințe EON, ENEL, adunate toate pe parcursul anului 2018, s-au eliberat un număr de circa 1680 de adeverințe. Da. Treceți la proiect. Lăsați, asta e muncă, e greu. Așa, ajungem la partea de achiziții. Bun. Mai dă înapoi. Păi dau la sfârșit atunci. Eu mă dau la sfârșit și vreau să fie interesat. Au fost emisie, deci, în cursul anului la compartimentul urbanism, de aici și pe aia, la compartimentul, așa, au fost emisii o zile de autoritate de control, precum cu obiecte de importanță de subită, cum ar fi. Reabilitarea școlii, așa. Școala P plus 1 Horgești, comuna Horgești, construirea împrejmuirii sediu gardului primăriei. Păi, ascultăm aici. Dacă nu ascultăm, un pic de liniște, un pic de liniște. Construirea rețea electrică zona PTA Galeri. Construirea rețea electrică zona PTA Hosovodor. Alimentare cu apă, canalizare și epurare. Construirea școala Hosovodor, demolare și construire pod Zodian. Demolare și construire pod Zodian. Reabilitarea grădinii Tărăcătău. Achizițiile sunt, cum le găsiți pe toate acolo, piraza de activitate pe linie de resurse umane, revisalul și toate astea, nu cred că putem intra, cu ANAF-ul, bun. Proiectele de investiții derulate la nivelul anului 2018, la nivelul Comunei Horgești. Alimentare cu apă, canalizare, stații de epurare și stații de solvător. Investiția are o durată de implementare 36 de luni. S-a achiziționat serviciile de proiectare. Faza... E vorba de canalul ăsta, așa, apă, care încă nu-i început. Da. Așa. În finalizare? Da. Deci avem proiectare, inclusiv la ora actuală suntem în obținerea de avizi. Avem o parte din avizi obținute, o parte nu. Construirea statului Sovodor. Deci au fost achiziționate servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție. La ora asta suntem în derularea pentru avizi a proiectului, urmând după să ne ocupăm de partea de execuție. Nu, eu aici am alte pedanea. Deci, la alimentare de apă. S-a finalizat contractul, aia n-am scris din proiect. Cât mai vreau la vieță. Așa. De exemplu, cum să vă spun eu, sunt avize care am obținut într-o săptămână, sunt avize care vin la 30 de zile. Deci să stea până la limita maximă de aviz. De exemplu, Rom Telecomul avem, cred că cele mai mari probleme. E ONU și Rom Telecom, acolo sunt cele mai... Construirea podului la fel, s-a finalizat stadiul de proiectare. Achiziția boldului excavatorului s-au finalizat. Finanțarea prin AFIR s-a rezolvat pe 13-12-2018, a fost livrat. Cu părere de rău, am dat anul trecut, din punctul nostru, să fie finalizat, dar nu s-a dus pe finalizare. Construire garaj autoutilitară pompier în proiectul de colaborare cu parteneriat cu Comuna Parincea și Comuna Pânceni și Ungureni și Consiliul Județean, nu este încă finalizat. Noi ne-am achitat suma care am avut-o prin colaborare. Lucrarea de împrejmurie cu gard la sediul primăriei Horgești este lucrarea finalizată. Lucrarea de termoizolare, hidroizolații la fundații, repararea glasului și turnatul toare la școala gimnazială Horgești, lucrarea finalizată. Linii electrice la cele două circuite, satul Galeri și satul Sovodor, sunt finalizate. Achiziționarea sistem de supraveghere video pentru Comuna Horgești. Lucrarea este finalizată, dar nu mai avem de plată conform contractului.
Cum? Avem 17 camere. Până 34? Nu. 17 opozitori. 17 din prima doamnă. 17 opozitori. Încă, dacă încă 17 scameri, mai costă încă pe atâta. Cine din bani? Nu. Așa au fost. Noi am vrut 51 inițial. Dacă n-am văzut cât costă, am dat înapoi. Acum funcționează? Da. Sistem de supraveghere, alimentarea grupurilor sanitare din incinta, amenajarea grupurilor sanitare din incinta școlii pe plutonul Horgești, grănița Horgești și școala Zăvăduri. Chiar astăzi dimineața am avut întâlniri cu cei de la Terțe Domn. E finalizată expertiza serviciile de proiectare și studiu TOPO. Au fost banii 100.000 prinși de la bugetul local, au acoperit cheltuielile respective. Am obținut toate avizele. Am depus dosarul la Consiliul Județean în vederea avizului de principiu pentru eliberarea autorizației de construcții. La grădința Răcătău sau? Așa, nu. Discutăm de grupul sanitar. Reabilitare, acum vin. Reabilitare grădința Răcătău. Finalizarea expertizei, s-a finalizat expertizei tehnică, studiu geotehnic, certificatul de performanță. La ora actuală, proiectul tehnic este încheiat. Suntem la depunerea avizelor pentru avizelor și autorizații. Copilașii ăștia că la închise în 2019 să înveți într-o grădință nouă. Dacă ar merge ritmul în care s-ar elibera autorizații, noi am vrea undeva, ne-am propus ca jumătatea lunii martie, dacă mate, mai începutul lunii iunie ar trebui să începem lucrare. Să dea domnul. Foarte bine. Dacă am zis, avem toate hârtirile, că, cum să vă spun eu, asta e o părere personală, dacă vreți să mă ascultați. Hățișul cu ghilimele de rigoare a birocratiei pe care ne lovim cu avize, avizerașii, ne întoarce, vine proiectul, stai cum mai trebuie și toate chestiile astea, e destul de anevoios, de asta vreau să vă spun. Bun, linii electrice, cele două circuite pe care vrem să le facem la Răcătău și Bazga, Răcătău și Bazga și Sohodor, la linia de la Răcătău, este încheiată finalizare proiectarea. Am depus pentru obținerea autorizației de construcții în buget, dar până, ca să o avem făcută până în momentul când vom primi sumele, adică până vom repartiza sumele de la buget, vrem pentru execuție. La celălalt extindere de rețea de la Sohodor. Sohodor, care-i traseul care v-ați gândit? Am discutat, nu l-am aprobat împreună. Plecând de la podul, plecând de la podul de la Deja de Gelugoraș, venim până la Fântâna Valentoaie. Și un pic spre transformator, spre Valea Sohodorului și mai jos un pic. Aia sunt în spatele albei, sunt locuibile și au și copii. Și aia sunt primii care au construit casă. Și aia sunt locuibile acum. Ordine. Asta e ordine. Au construit ăștia în partea asta, la acum. Păi da, dar nici nu se locuiește, își locuiește unul singur în toate. Asta noi ne-am gândit să facem mișcări. Ok. Da. Noi am aprobat chestia asta. Eu am pornit în urma... Păi să facem la varianta de acolo. Venim să vedem. Bani! Mandatul următor. Nu neapărat. Deci prea optimist, domnul. Chiar acolo ne ducem. Mai aveți una. Da, așa este. Mai este până la una. Hai, mai are un mandat, bă. Cine ți-a povestit? Dar nu-i vorba de asta. Nu discutăm de mandate, cât vorbim ceea ce putem face în momentul respectiv. Unul și cu patru mandaturi, viitor cinci. Da. De exemplu, cum să vă spun eu. Da, zicem noi că am realizat ceva. Dacă nu se realizează nimic, na, față de cum... Toate sunt pe bugetul local. O să venim noi cu sumii, să vedem, atunci să vedem cu costurile, că așa idei sunt și proiecte sunt. În momentul când o să venim cu sumile înaintate, atunci să ne vedem, că aprobăm. Așa, la începutul așa, la asistență socială. Începutul anului 2018, prezentă numărul de 361 de dosare, la sfârșitul anului 360, de-au scăzut un dosar, cu plus, cu minus, bineînțeles. La ajutor social. Ne discutăm la ajutor social. Au fost scăzut, domnule? Au acordări 994, modificări. Deci astea sunt oscilații în momentul... Da. S-au mai primit un număr de 176 de cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire. La fel, un număr de 85 de anchete sociale în vederea obținerii de către copiii solicitanților a bursei sociale pentru bani de liceu. Aici aveți raportul statistic cu tot ce am
s-au depus conform legii 416, ca să fie, nu le citesc, că n-are logică, nu, așa, referitor la partea de asistență socială, mă refer la persoane cu handicap. Asistent personal sunt 30, cu indemnizații 20. Deci suntem 50. Persoane cu handicap grad 1, 50, au fost în anul 2018. 49, 29 cu 20. Cu persoane cu handicap accentuat gradul 2, 36, cu handicap mediu de gradul 3, 29. Copii cu CES 8, persoane cu handicap instituționalizate 3 și persoane care au solicitat rovinetă gratuită, pentru că membru familiei poate solicita, dacă are în familie o persoană cu handicap gradul 1 și 2, o rovinetă 8. Deci, am explicat. Deci, se dă un... De cei de la... Plătești taxa de drum. Da? Plătești, nu mai plătești. Ești cutit de taxa de drum. Mi se dă o rovinetă gratuită din partea... Să dă și tu mașină. Da. Să știi data viitoare, de la anul, cred. În programul de la anul. Copiii cu părinți plecați în străinătate. Avem părinți cu situații de risc. Plan, așa, s-au făcut 119 planuri de servicii. Notificări persoanelor cu handicap 30, persoanelor plecate 39, mediere familii cu persoane în străinătate 19, veniți în străinătate 2. E tristă chestia asta. Protecția drepturilor copilului, măsuri de protecție specială, plasament s-au făcut 11, reevaluări, protecția specială 18, solicitări informații familiei de origine 7, sesizări 9183. Telefonul copilului 8, solicitării PJ minor cu fapte penale au fost 2, copii cu abandon școlar 22, monitorizați cu, împreună cu Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului 11, monitorizări împreună cu echipa mobilă de la direcție 8, recomandări anchete sociale au fost 4, mediere familiei copiii în situație de 16, la autoritate tutelară 24 de cere pentru instanțe judecătorești în care în vederea stabilirii domiciliului minorului în cadrul divorțului dintre cei părinți. Anchete psihosociale privind acordarea dreptului de asistență socială cu risc de excluziune efectuate în nouă beneficiari. Și în fine, lista așa. Asistent medical comunitar a avut destule de 750 de catagrafiere, populației 750, între care vârstnici avem și... O, e concepție de primară, să se vede. Păi nu, ca să vă spun așa... Dar am aflat, domn primar, e clar. Activitatea de la asistență socială este cea mai activă. Mediator, păi acolo să mâna. Este, uite, de exemplu, au fost evitoate și raportate către Direcția de Sănătate Publică. Un număr de 820 de servicii privind gravidele și copiii de... Deci 850 privind gravidele, copiii de 0-1 an, bolnavi, cronici, vârstnici și persoane cu dizabilități din comunitate. Da. Cu incluziune socială s-au făcut identificarea gospodărilor. 1508 gospodării cu un număr de 4592 de persoane. Au fost generate 921 de vulnerabilități în total, și 15.014 servicii. Exact. M-am dus și eu unde am crezut că... Da. Interesează. Cam asta ar fi în mare activitatea, așa, spicuit, activitatea Unității Administrative Teritoriale. Am oprit la excedent. Totodată mulțumesc... Cine interesat? Mulțumesc că... Țin să mulțumesc Consiliul Local pentru sprijinul acordat în aprobarea proiectelor în vederea realizării obiectivelor pe care le-am avut de îndeplinit în anul 2018 și mă bazez în continuare pe această colaborare și vă
asigur din partea conducerii Unității Administrative Teritoriale Hoțești de tot sprijinul în vederea îndeplinirii și obiectivelor pe care ne le propunem pentru anul 2019. Mai avem un punct și o să vorbim și despre asta. Dar întrebări și interpelări. Da, o discuție. Da, dacă cineva are ceva de obiectat asupra raportului. Cum să-l avem? Poftiți, domnul Petru. Cine am scris sau ce am scris? Eu mă scris, vreau să arat ca să... Vorbim la diverse sau... Nu, le adunăm cu una și cu alta? Da, le puteți mai aduna. Doar nu aprobăm. Da, nu aprobăm nimic, nici cu lângi, cu vorbești degeaba. Asta așa e. Bravo, Lopet. Bravo, măcar bravo, Lopet. Dăm un sfat. Poftiți, domnul Tupes. Aici la recuperarea asta de 2 milioane și... 2 milioane. Ar trebui să fie un pic mai eficient compartimentul pentru recuperarea banilor ăsta. Sunt ceva bani, totuși. Sunt. Mai așa, dar sunt o parte nu se vor aduna niciodată. Cred că da. Aia scoadă. Mă gândesc în banii ăștia. O să fac și eu o precizare referitor la treaba asta. Era vorba de o listă care trebuia publicată. Tot așa a rămas doar de bal. Fără prea multă grabă, mai întâi. Fără prea multă grabă, da. Grabă. Da, asta. Compartimentul trebuie și ajutat. Adică să fie susținută, să fie impulsionată de conducere această dorință de a recupera. Dacă conducerea nu-și dorește cu adevărat să recupereze banii. Da, premii. Nu mai vorbim unul peste altul, că nu se înțelege nimic. Păi să înțelegeți. Domnul Dăboc, a terminat? Da, atât vreau să doar să mai trag, nu știu, mi se par enorm de puține doar 3 autorizații de construcție într-un an întreg. Atât a fost solicitat să facă din oficiu nu sunt poate mic. Da. Domnul secretar. Da. Să facem o precizare. Raportul ăsta se prezintă o singură dată pe an de către primar și obligatoriu în lege spune clar. Primarul este obligat să prezinte, dacă nu-l prezintă, este și o sancțiune la articolul 18 din legea administrației publice locale. Îl prezintă și tratăm cu... și cred eu că nu a fost prea inspirat după atâtea puncte să fie prezentat raportul ăsta. Dar și l-a prezentat. Asta înseamnă că prezentat întreaga activitatea personală din aparatul de specialitate al primarului, în punct cu primar, cu viceprimar și hotărârile care s-au adoptat ca urmare a activității consilierilor locale. Nu trebuie să tratăm chiar așa cu ele, păi și așa, tot degeaba, cum spune domnul președinte, nu chiar așa trebuie. Sunt 2 milioane de lei. Cum dacă m-am mușcat un câini pe stradă, domnule, am vorbit degeaba? Mușcat, îți gam. Bine că nu l-ai mușcat și tu de el. Problema, el și rămâneai tu. Problema este în felul următor. Sunt 2 milioane de lei de recuperat. Deci din tot bugetul noi numai 600 de mii de lei, spun cifra în mare. Sunt 3 autorizații de construcție. Asta înseamnă că trebuie să dea de gândit. Bine că este o practică în comună, că se fac construcții se fac în fiecare zi, dacă vedem fără autorizații. Și aici sunt mai multe probleme, dar toate este vă îngreuna. Cum? Deja am îngreunat activitatea. Totuși trebuie lămuriți oamenii. Acum se pot face acte pe terenul, se pot face, doar de aici pleacă. De aici omul se încurcă din nou vin după autorizație, că el într-un fel are proiectul și o face în regie proprie. Dar e vorba de actul de proprietate pe teren, că de aici pleacă toată de cartea funciară, întâmplarea terenului. Trebuie făcut. Acum se face cadastrul ăsta sistematic. Și terenurile cele care nu sunt prinse toate în intravilan până la Fântâna Valentoaie, după câte știu eu, prinse numai câțiva metri până de la ieșire Sohodorului ca așa. Sunt anumite probleme și al doilea lucru. Nu am... aș fi fost curios încheiat cu ce proiecte pe anul ăsta, că nu avem buget, dar proiecte... propuneri de proiecte, trebuie să începem, pentru că nu trebuie să facem proiectul la sfârșitul anului și după aceea, cum spunea cineva, în mandatul viitor. Sau în mandat. Proiectele trebuie să plece cu extinderea apă în Hodgești, care se pune marea, toată lumea spune de WC-uri în curte, că suntem, mai ales Moldova, așa mai departe, cu asfaltare uliți, că iar și aici, așa, cu noroaie și cu toate treburile astea,
Deci cred că trebuie, că mai multă seriozitate, activitatea primăriei, într-adevăr. Nu se rezumă la cele două, trei puncte, că ferea cineva cu gura când a spus că nu prea e corect. Dar așa este, domnule, activitatea primăriei este destul de bogată. În schimb, finalizarea pentru noi, prea puțin interesă. Vom obiecti o luată de verință și s-a rezolvat problema. Dar pe noi ne interesează și... Un pic de liniște, domnul Cosă. Proiectele care se finalizează în statul, obiectivele care se realizează. Atât. Domnul primar, am și eu ceva de spus, domnule, fiindcă stela de viață. Acum, recent, a murit la noi un cetățean. Nu, diversă, domnule. Nu, deci, de diversă, așa am înțeles. La raport, dacă mă are cineva. La raport, dacă mă are cineva. Păi eu mai vreau să mă spun. Poftim, domnul Cresu, aveți cum. Ce râde, domnul primar. Știți ce se întâmplă? În momentul în care cineva își depune document, pot să-i spun așa, noi trăim cu impresia că activitatea aia se rezumă numai la, la compartimentele care, le, care sunt subordonate. Dar el, ca persoană, este omul care răspunde în fața noastră pentru toate compartimentele. Eu nu vreau să fiu răutăcios, dar mai sunt compartimente unde activitatea lasă doar. Și vă spun sincer, merg la impozite și taxe. Deci, de multe ori, chiar dacă legea nu spune, domnul de acolo, de la Ghișeu, spune, doamne, nu-ți dau ajutor social, sau știu eu ce încălziri cu lemne, ce mai este, până nu plătești ce ai datorii din urmă. Sunt de acord să îi se ceară, dar nu, nu să îi se impună. Pentru că legea nu spune. Domnul primar, domnul secretar, poate mai trai bani în buzunar, dar au venit acolo și vine și are de luat 50 de lei și pleacă că ar mai avea datorie încă 20 de lei. Te pui în situația lui? Nu te pui. Deci, haideți să găsim o situație de mijloc. Și... Domnul secretar, nu v-am fost secretar, nu v-am întrebat. Este părerea mea și am dreptul să-mi spun părerea. Domnul Cresu, deci, haideți să găsim o cale de mijloc. Și omul ăla să-și vadă de ziua de mâine, să nu vină să-mi dea mie în cap sau lui X sau lui Y. Și vă spun eu că legal nu este în toate situațiile să-i opresc toți banii. Nu, exact ca și atunci când te duci și vrei să iei un credit, ăla de la bancă spune așa, domnul meu, eu trebuie să-ți las ția bani să-și trăiești. Așa trebuie să ne gândim și aici. Cetățean. Mai sunt care trebuie să vedeți și dumneavoastră și când eu vreau. Vă rog frumos, nu v-am întrerupt. Aveți domnul, un pic. Deci, haideți să încercăm un pic să schimbăm, să-i zic, modul de a ne comporta cu, să-i zicem, electoratul. Până la urmă, toți avem nevoie. Cetățenii, nu electoratul. Nu, cetățenii, electoratul e la timpul lui. Devine electorat. Pregătiți înainte, da. Pregătim, da. Așa, atât am auzit. Nu vreau să plictisesc. Poftim, domnul. Domnul primar a spus acolo că plătim paza, da, și pază plătim. Nu știu, funcționează. Da. Alea, dacă ați fost atentul, mai pe cineva întrebarea. Funcționează la Soudor? Da. Care e pasul primar la după ce am terminat, terminăm ședința, vă rog camerele. Păi, dar camerele aia sunt filmare, dumneavoastră a dus și era acolo la școală? Ați luat-o lea că... Domnul Vrânceanu, da, să se lasă cuvântul, acum are domnul Dudulic. Funcționează sau nu funcționează? Da. Și? Păi și? Acolo o ars ca ușuri, s-o văzut și nu o ars ca ușuri. Dar unde? La școală, la Soudor, la stație. La școală, la stație, domnule. Dacă e stâmpul acolo, deci... Da, o sesizare, ați făcut o sesizare? Da, nu știi boboc, că el o spălă. Dar cum, dar știi boboc, știi ceala, știi ceala. Eu am reparat banca, am vopsit-o, am spălat pe jos, n-am sesizat nimic. Am zis să nu mai fac. Nu ai ți-a făcut la cauza. Am dat bani în buzunar 2 milioane. Păi, am aflat. Aia înseamnă situația. Aia întrebi, paza, plătim, da, să vedem dacă funcționează, nu ziceam. Funcționează, funcționează. Dar noi nu stăm toată ziua dacă ne uităm pe camere. Noi nu stăm pe camere, ne uităm.
putem la urmă, în urma, în urma sesizării, noi putem verifica chestia asta, adică nu stăm undeva să stăm toată ziua pe camere să vedem dacă funcționează. Nu dacă funcționează, nu dacă funcționează. Dacă dă foc cineva sau nu dă foc cineva, nu de ce? Dar la vieță ecranizarea. Dom'le, dar asta nu asta e rolul nostru, să dăm ecranizare. De sesizare, domnule. De ceva trebuie să cea. Doamne, că nu ne înțelegem. Sesizăm chestia asta. Domnul primar, dacă sparge școala, atunci ce faci? Poate să sesizăm, eu n-am de unde să știu. Păi camera atunci deja va... Dar domnule, dar eu unde am camera? Eu o să acasă, duci noaptea. Eu n-am noaptea să mă uit pe camera acasă. Că nu, de ce la atâta, că ce știu toată lumea și sunt întâmplă. Nu, am problemele mele personale acasă, nu mai stau să mă uit cine dă foc la două domnule. Da, domnul primar, noi am înțeles când s-a întâmplat ceva, noi facem un plan, facem verificare. Asta e vreau să spun. Domnul Grician, aveți ceva ți-a spus? Asta referitor la raport. Cu camera. Da. Ce era acolo când lua groază? Păi și dacă mă luat groaza, ce atitudine ați luat? Sună pompieri? Sună pompieri, dar deja vă spun dacă v-ați spune dumneavoastră chestia asta. Bă, ce s-o reparați? Dumneavoastră n-ați luat inițiativă. Am spălat și gata, s-o terminat. Dar dacă nu știu, domnul meu, dacă nu știu cum să iau inițiativă. Mai ales că și în școală vine profesor și să uitați. Nici mai stau acolo în stație mari. Da, domnule, dar eu dacă nu știu cum să iau atitudine, dacă nu știu. Bine, o să facem o sesizare, domnule, când se mai întâmplă așa și o să se ia măsuri. A trebuit mult. Am spus primarul, n-am vorbit până acum. La raport, cine mai are ceva de discutat? No. Trecem la diversă. Trecem la diversă. La diversă aveam să spun și eu ceva, în vederea domnului primar. Să faceți lista. Faceți începutul. Da, eu am început și domnul secretar mai scrie în continuare pe cine vrea să ia cu. Uitați ce s-a întâmplat. La noi, acum de curând, a murit un cetățean de la noi, Gheorghe Săvoi. Îl cunoașteți majoritatea. Da. Și-a rămas o bătrână, o femeie care era concubina lui. A rămas singură, sta acolo într-o căsuță, în căsuța lui, de fapt, aici la proapte. Da. Așa. Nu putem intra noi, cetățenii, să-i dăm o bucată de pâine, să vedem ce cu ea, care niște când ni mănâncă de tot. Nu se mă poate intra acolo. Și femeia asta e abandonată de toată lumea. Oamenii care căutau de ea, care ar fi trebuit să fie de ea fata lui Săvoi și ăia spune, nu știu ce se întâmplă cu baba asta. Doamne, hai că e inuman, doamne, să lăsăm un om să moară acolo, așa. Vă rog să luați măsurile cele mai apropiate, e cineva de aici, de la primărie, care se ocupă cu cazurile astea sociale. Da, da. Trebuie dusă undeva la un azil, nu-i de plan noi din Săvoi. Nu știu dacă la azil e frumos de spus, dar trebuie venit la azil. Nu știu ce să mai primești cu fără venituri. Nu știu, e ceva de stat, domnule, trebuie să fie. Noi știm situația asta din momentul când eu știu situația, nu a dus-o la cunoștință Maria Costin, fata lui Gheorghe Săvoi. Da, da. Și am zis în felul următor, dacă are domiciliu pe teritoriul nostru, să vină să o ajutăm cu partea de prestații. Dar chestia asta cu acces, dacă nu am, nu mi-o voi sesiza. Dar nu mai vine nimeni, din momentul ăla nu mai vine nimeni. În sat de circa 5 ani, mai mult de 5 ani. Și a din sat la noi, o trăit cu Gheorghe Săvoi. Da, nu-i cazul acum să o abandonăm, să-l nicu de pot la noi. Nu-i vorba de abandon. Și nu zic că s-au luat măsuri verbale, că o să vadă, că o să crească, că asta poate să moară până mâine doar. Trebuie luate măsuri urgent. Nu știu ce se ocupă cu problemele astea sociale. Da, nu, chemăm 112. Facem ceva. Da. Cine se ocupă de problema? Rog tare, nu două zile. Da, domnule, am notat. Scriți acolo și nu v-ați notat că mai viu cu cine luna care vine. Rezolvăm problema asta, că să nu moară femeie, nu-i face interes. Mâine este echipa de asistență socială acolo. Domnule Bobo, cam atât. Are 5 ani la noi, dar câți are la Răcătoi, deși tot din zona. Uite, opriți o problemă asta, nepotiția bătrânilor. Dar cine-i omule? Eu sunt la Răcătoi, dar nu știu cine. Unde ăsta la Răcătoi? Cine o trăi? Cum? Care o trăi cu Cosica Floare. Da. E o babă care nici nu poate merge, nu știm nici cum ea. Domnul deci atunci, eu știam situația, dar am vorbit cu Maria Costin, eu personal am vorbit cu ea, în momentul când a venit și a fost certificatul de deces, și am zis, hai domnule, vin cu buletinul, am primul rând de buletin, am întrebat, și a zis, da,
și să vină să o putem ajuta, dar dacă nu vine nimeni... Sunt neglijenți oamenii ăia. Păi, băi, așteaptă că boare și tot noi acolo. Trebuie văzut unde are domiciliu și dus la unitatea respectivă, da. Teritorială. Știți că am bătut noi cu Negurici. Cu Negurici. De 20 de ani, de 30 de ani stăteam Bacău cu domiciliul la Hurgești, avea apartament la Bacău, nu l-a adus la primărie, nu l-a lăsat aici din spalat neberberit și nu trebuie să avem grijă de el. Era din... Să în bucătărie. Așa, l-am dus. Și după aceea l-am dus la spital, înapoi, la spital l-am adus. Deci unde are domiciliu? Eu mâine o să ajungă echipa de asistență socială acolo, trebuie să verifice și să vedem modalitatea de ajutor la persoane. N-avem acces, îi dăm o felie de pâine. Am înțeles. Acum cu cătăi să vedem ce-mi faci. Cătăi, dacă mă dăm forma piciorul, suntem la nivel. Cine e domnul Tufes? Are cuvântul domnul Tufes. Domnul primar, vreau să vă pun două întrebări. Da. Ați mai avut în vedere, știți că am discutat noi în cazul Consiliului Local, despre achiziționarea unui tractor cu remorcă, da. Unui pilar, prin care să adunăm și gunoaiele sedimentare, da. Sau să îl folosim pentru comunitate, că pentru asta vrem să luăm. Dacă ați abandonat proiectul... Nu am abandonat, pare rău că data trecută ne-am luat de vorbă și nu îl aveam, ce oferta o aveam aici. Tot în cadrul Consiliului Local, mai pe la începutul mandatului, am discutat, da, despre un proiect a doua șansă cu altă primărie, vă mai amintiți ceva? Da. În ce stadiu se numai, dacă mai există tot proiectul numai respectiv sau dacă nu mai există? Nu. Păcat că... Păcat, eu am zis și eu că e păcat, da. Dacă ar fi mesaj fost bun pentru comunitate. Cetățenii din zona de la mine de acolo, știți că există fântâna aia de la Vitescile, din lângă Rale, de acolo. Da. De acolo oamenii vor un bec, în sensul că... Deci. Se întâmplă cumva de și noaptea să meargă, să-și iau o găleată de apă, da, să aibă lumină, că... Să te deja, nu? Da. Da, da, acolo. Adică. Da. 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 E potabilă? E potabilă. Nu, e potabilă. Pentru că au fost de la primărie și au dat acolo, la Artile, au dat. Nu știu. Aveți cuvântul domnului Dudulică? Da. Aș avea o propunere. Tot pentru comuna noastră, lor. Să se cumpere două motocositoare de alea. Dar nu sunt? Așa, sunt? Sunt, da, știu că sunt. Cum știu că ați găsit? S-au mai strâncat de ce cumpără. Și altă problemă cu motocoasă, mai zic de alea portabile. Da, 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 portabile. Și altă problemă cu pompile astea de apă la Soudot, să mai rezolvă ceva cu ele, să mai face, să sunt așa. Iată asta. Ia când strică. Strică. Și eu am o problemă, mi s-a stricat hidroforul acasă. Dar cum să, da, nu se strige pompa aia, da, acolo, nu se plătește din nimeni, nu păzește nimeni, n-are grijă, s-a stricat pompa. Luați cuvântul, nu uitați unul pe seama, asta e. Avem pază, domnule. Domnul Dudulică, ce vrei să vă pun? Apoi luați apă păziță, bă, ce? Care e problemă? Alo, domnul Dudulică, ați terminat? Am terminat. Bine, are cuvântul domnul... Mi se cacă. Domnul Căniman vrea într-o sumă, nu mai vrea nici eu. Hai să ascultăm, hai să ascultăm ce spune domnul Căniman. Am să revin tot așa la pompe la Soudor, m-au rugat cetățenii să vorbesc și eu, chiar dacă nu era Nea Gheorghe înainte, am să discut și eu despre pompe. Este necesar să le reparați eventual înlocuite. Oamenii aia se chinui să aducă apă tocmai de la vale, deci toți aia linia de pe deal, i-am văzut chiar săptămâna asta, am vorbit cu ei. Dacă tot e sistemul, alții l-au făcut, au muncit atât să-l facă, noi nu putem să-l întreținem, păcat. Să faci și domn Bogdan două pentru ea. A doua problemă, domnul primar, cu bunul excavatorul. L-am luat, dar văd că stă în spate. Ce facem cu el? Am început o situație, o serie de lucrări. Nu prea l-am văzut la lucru de asta. Sesizați încă o dată, sesizați acolo unde veniți cu idei. Dom'le, a trebuit aici, a trebuit aici, oricând. De exemplu, ar trebui fi drumurile agricole, deci ar trebui intervenit, reparate drumurile agricole. Drumurile agricole este o problemă, am discutat și o să... Deci cu lama pe care o avem noi pentru cupa asta nu se poate interveni. Nu mai pentru zăpadă. Deci asta nu se poate interveni.
Asta nu-i bordo de a face drumul. Deci ce facem cu el dacă nu de poate drumul cu șansul? Nu facem. Îl țin numai pentru zăpadă? Nu, nu, nu pentru, nu. Aia e doar de zăpadă. Lucrurile în soare. Nu ai pentru toate zăpadă și toate chestiile. Dar este poate intervine și cu cumpărul. Acum nu era. Bine, atâta putem să ducem, să ducem cu cupul și să atupi cu pământul ceva, cu șanturile mai mari. Dar ca să uitru, că să tragem așa ca un grele, nu poate. Poți să-l sări de fundul. Cât era de mare, nu puteți face drumul. Avem persoană specializată pentru utilaj? Da. Prisecarul. Dar ce răspunzi mi-a dat? Îl văd mereu pe ea. Bine, așteptă-mă. Moacu, mai târziu. Bine, așteaptă-mă. Mai așteptă-mă. O altă problemă, deci în momentul când o să vină bugetul, băieții de la... de electricianul, deci să prevedem un buget pentru abajoare la lămpi. Da, avem un refiat făcut, legal am... Estimativ, când... Sugerați dumneavoastră, adică când ați dumneavoastră când începe apa și canal, așa, estimativ, cam cât ar mai dura avizile astea? Îl tragem după asfalt? Mai tare. Îl tragem după asfalt sau înainte asfaltă? A, na, nu pot. Asta nu pun. Întrebarea asta, la a doua întrebare nu pot să răspund. Asfaltul când nu știu. Nu pot, asfaltul nu pot să răspund. La cealaltă, da. Durează pentru bătrânul de jumătate. La locale e asfalt. Aveți mare răbdare. Deci, la prima întrebare pot răspunde, dar a doua nu. Una a răspuns. Domnul Cecar, mai aveți ceva de spus? Domnul Cutranu, aveți cuvânt. Două întrebări, domnul primar. Da? Dacă ați reactualizat sau îl depuneți din nou proiectul cu asfaltarea aia 10 km uliței comunale? Da, o căzulică. Păi e o căzulică de anul trecut, dar poți să-l depui în fiecare an. Dăm un refresh. Așa. Și dacă v-ați gândit să faceți proiecte, v-am mai spus într-o ședință, proiect pentru apă curentă și toalete interioare, am înțeles că sunt bani de la guvern separat și trebuie făcute proiecte de autoritățile locale. Se pot face pe fiecare școală. Bun. Deci, este hotărâre de guvern, da, au alocat bani special pentru asta. Asta am văzut-o acum 2-3 luni. Da, e adevărat. Nu? Grupuri sanitare. Da. Mi-ai luat-o pe nimic. Dacă-s cu containerii... Da. Și cu proiectul ăsta, zic, de uliți comunale, să depunem în fiecare an până da. Să aprobă. Dacă mai e cineva... Aș avea și eu... Cum e, domnul? Utilitatea acestui gurdă. Știi unde a fost folosit goldul ăsta, domnul Dumnezeu? Adică, concret. Concret, o zi întreagă a ridicat cupa în sus și un om de serviciu din primărie a tăiat toți cracii. Da, asta știu. Știai? Da. Și asta e corect? Cum ai dat? Toaletarea? Păi ca să putem interveni când vom face balastare, să putem interveni cu mașini. Pentru asta e luat goldul. Nu, domnule, asta dacă l-am folosit de 5, puteți să-l primiteți și în zona aia, că avem și pe aia. Da. Dacă trebuie să facă treabă cu trebuie, dacă capac cu treabă. Dacă vreți să o fac cu mai este cineva, domnul Dămoc, aveți cuvânt. Plecând de la ce a sesizat domnul Dulică, și problema camerelor de... Eu am solicitat domnule primar, am depus acea adresă prin care... N-am primit răspunsul. O să primit și răspuns. Acum, pe scurt, ca și discuții, ca să nu este un răspuns oficial. În primul rând, acest sistem de camere, noi am cerut avizul și autorizația instalărilor. Orice sistem video merge în baza unei autorizații de la județ. Dacă și așa știu că este. Acest sistem este autorizat ca sistem video cu circuit închis. Noi nu avem voie să, ca acel sistem video cu circuit închis să-l punem în spațiu virtual. Mai mult, dacă o să vă uitați, sau o să ne uităm pe camere, o să vedeți că fiecare cameră filmează inclusiv proprietăți private. Și aici intrăm în conflict cu articolul 74 Cod Civil și 226, dacă nu mă înșel, Cod Penal. Nu putem să filmăm spații private și nu putem să distribuim acele imagini. Și mai este
De exemplu, vă dau un exemplu simplu. Poliția, când a vrut să obțină imagini de la noi, a venit și a solicitat și a obținut mandat să vadă acele imagini. Sunt imagini din spațiu privat care nu pot fi distribuite. Aveți o singură ipoteză în vedere. Noi, distribuind acele imagini, am putea să favorizăm un infractor. Dacă o persoană stă pe un telefon și alta este la furat, în zona unde acea cameră activează, între ei pot discuta și vedea dacă vine sau nu proprietarul, sau dacă vine poliția sau nu. Deci acele imagini, și cu atât mai mult imaginile din spațiu privat, din curtea omului, din casa, care prin case așa, nu ai dreptul să le difuzezi. Dar de aceea am făcut o solicitare să mi se aducă autorizația să vedem, deci dacă a fost autorizat de către IGPR ca cu sistem închis, noi nu avem voie decât la cerere și motivat să difuzăm acele imagini. Nu vreau să intrăm în conflict pe partea asta. Nu înțeleg ce a spus. Tocmai în acest sens, dacă spuneți din start că se filmează pe mediul privat, oricum e o problemă. Și faptul că cu circuit închis cineva de Insta și să uite ce face cineva pe nu proprietatea cineva, lui privată. Nu, nu oricine are acces. De-aia am vrut să văd acea autorizație. Okay. Înseamnă, bănuiesc, camerele se pot legra. Se poate regla unghiul de filmare. Se poate, deci, ele probabil ar putea foarte bine fi reglate să filmeze doar pe domeniul public. Dar nu are... Ele sunt și pe domeniul public, dar inerent la o anumită... Și intrarea în câmpii la Savin, de exemplu. Da, acum... Dacă e și intrarea, nu merge pe domeniul omului. Prindem drumul județean sau drumul comunal. Eu când am făcut acea cerere, am certificat și faptul că în alte comunități se practică acest lucru și bănuiesc că n-a fost o problemă de asta, zic. Dacă la noi... Cred că nu este o problemă până în momentul în care cineva... constată că i-a fost violat dreptul la viață privată și face o plângere și după aia cred că pierd. Dacă e cu circuit închis, nu se poate face un demers ca să devină cu circuit deschis? Trebuie schimbat autorizație. Și atunci ar trebui obținut niște autorizații și ar trebui să justificăm interesul pentru care facem lucrul ăsta și cred că dacă am focalizat camerele strict pe drum, pe un spațiu public, la un moment dat n-ar mai avea. Strig la problema ridicată de domnul Dudulică, bănuiesc că imaginele sunt stocate o perioadă. Deci, da. Imaginele se stochează 20 de zile, deci există timp ca oricine să vină când are problemă să facă o sesizare. Dar și au fost. Sesizare, se poate verifica. Au fost, bineînțeles. Ok. Referitor s-a mai discutat și în trecut problema stâlpilor cu panouri solare, care s-au fost montați pe proiectul fonduri europene. Din cei 21 de stâlpi, nu știu dacă funcționează jumătate. Prin proiectul bănuiesc că ești obligat să asiguri o mentenanță, ca acea investiție să fie, să funcționeze, să fie rentabilă. Domnul primar vorbesc, da. S-a luat vreun demers ca această situație să fie remediată, pentru că stâlpii nu funcționează. Deci, nu știu dacă, nici jumătate funcționează. Cred că erau vreo 5-6 care funcționează. Vreau să vă spun, pentru că tot s-a discutat, că am depus un proiect pentru a lua niște măsuri pentru aplicarea și întocmirea nomenclatorului stradal. El acum e depus, probabil că va fi timp de studiat și la compartimentul de specialitate. E nevoie de implicarea tuturor consilierilor și tocmai de aceea o să vă rog dacă să insistăm pentru ca luna viitoare, în cursul ședinței, chiar să aprobăm acel proiect de hotărâre pe care eu îl consider util și necesar, mai ales că și legea ne obligă să avem acel nomenclator aprobat. Am neobligat, dacă era și un termen. Tot când domnul primar aș vrea să-l întreb, ieri a fost un control de la DSV la comercianții din Horgeș, pe comună, de exemplu, și una din întrebări a fost modul cum se adună gunoaie, cum se reciclează. Și vreau să vă întreb ce probleme aveți de să facă că un comercian plătește câteva sute de lei anual. A plătit deja taxă, dar el încă nu are cuvelă și nu beneficiază. De... El e pasibil de o sancțiune în condițiile în care autoritatea publică nu și-a făcut datoria. Tot la proiectul, era vorba de proiectul de gaz, dacă puteți să ne mai spuneți, dacă aveți noutăți în ceea ce privește alimentarea cu gaza comunei. Cu gaze, da. Cred că ar trebui actualizat pe site salariile. Deci nu s-a mai pus actualizarea de anul trecut de la început și legea ne obligă că la 6 luni să prezentăm salariile actualizate, să fie publice. Și doamna viceprimar nu este în sală și aș fi vrut să fac o clarificare în ceea ce privește. Am menționat doamna în ședința trecută că există o sesizare la ANI. Și da, există o sesizare la ANI pentru că
conform legii 161 pe 2003 la articolul 87 litera D specifică că viceprimarul este incompatibil cu funcția de membru în Consiliul de Administrație într-o instituție publică. Iar doamna este membru în Consiliul de Administrație al școlilor încă din anul 2016, de la preluarea mandatului a fost numită. Aceeași situație, de exemplu, este și la Scorțeni, unde Aneș a încheiat ancheta și a fost declarată incompatibilă doamna viceprimar. Probabil că și la noi tot asta se va întâmpla dacă nu se mai schimbă legile între timp. Și mai există o speță pe care a fost sesizată, faptul că eu în decembrie am solicitat, de exemplu, niște documente de la angajarea soțului dumnei, care este în directa, în directa subordine. Am întrebat, de exemplu, câte toate de, spuneți ce să zic, instrucțiunile ce i s-au dat, atribuțiile care i s-au dat domnului fișa postului. Nu, nu fișa postului, vreau să întreb exact modul în care domnul Temea a primit instrucțiuni de a, primi acel balastru. Dacă era vorba că domnul Temea a trebuit să recepționeze un balastru pe care soția din urmă a venit și l-a, și a confirmat că a fost primit. Mi s-a transmis că deci domnul Temea primește doar verbal, deci nu scris ceea ce are de făcut, ceea ce nu mi se pare normal. Din punctul meu de vedere este, este clar un conflict de interese și probabil că se vor lămuri aceste lucruri. Atât am vrut să specific faptul că nu am nimic personal cu doamna Temea, deși ea asta afirmă. Pur și simplu am sesizat o ilegalitate care... Și dacă tăcem, mi se pare că devenim complici. Și nu am făcut decât să sesizez un lucru care mi se pare normal să luăm adică. Complicitatea se pedepsește de... Da. Cam atât am avut de spus. Mulțumesc. Da, e corect. Domnul Creciu. Arcu. Ați sărit la mine. E bine că să termin mai repede, că o să fiu foarte scurt. Am 8-9 de acum probleme care le-am ridicat. Da, dacă le-aș numera, cred că trec de 10. Aș întreba prima dată pentru ultima care am cerut. Trecerea de pieton. Cu trecerea de pieton. Da. S-au făcut adresa de partea de drumul de care Rigola din fața primăriei? Să mai întreb ceva? Rigola din fața primăriei? Nu, aia nu. Se realizează? Da. Atunci rămân la astea două, restul meu. Dacă mai e cineva, mulțumesc. Boboc cu femeia în serviciu, cu femeia de la Săvădor. Da, mâine o să ajungem acolo. V-am spus, eu am discutat. Acolo becul la fel. La pompă la Tăvădor, nu. La pompă la Tăvădor. Cu tractorul ăla, chiar de azi mai bine. Cu tractorul. Uite, mi-am făcut. Deci avem o fermă, atenție, dacă vă ne interesează. El fost cu tot cu remorcă și cu tot, cu... În față, dăm pentru a agăța volamul pentru perioada de iarnă, 58.400 de euro. Cu tot cu remorcă. Da. Cu tocul remorcă. Domnul secretar, domnul primar, nu se poate și la tractorul ăsta, tractorul. La ăsta nu. Nu, nu, că nu ai cumpărat. La ăsta nu. Poțim? Unde-i cumpărat din excedent? Păi, din excedent, asta întâi. Să nu vă așteptați să venim, să prindem în bugetul de anul ăsta, așa ceva. Nu vă băgați la excedent, băi, nu. Poți să venim cu propriu, dacă avem acceptul dumneavoastră. Mai mărește constructor, este salariul la angajat, s-ar putea să rămâne și fără banii. Data viitoare fi gata? Nu. Poți să venim cu propunere, dacă suntem de acord să luăm și rămâne definitiv oferta de tractor cu remorcă, poți să venim cu proiectul hotărâri în care să luăm din excedent și să putem achiziționa acest util. La multa fi în leasing. Dom'le, păi dar să plătim de undeva, trebuie să plătim de undeva. Răspunde la întrebare. Așa. La pompa la Tăvădor, într-adevăr, acolo e problemă. Anul trecut am reparat-o de 4-5 ori. Problema este de proasta... Nu-mi vine cuvântul. Exploatare. Exploatare, mulțumesc, domnul secretar, că nu-mi vine. Exploatarea pompilor respective. Sunt... Exploatează haotic, pur și simplu. Acum, noi am revenit, vrem să facem, pentru că fântâna undeva, fântâna e cu problemă acolo, cum a ploilor de... Din luna trecută, din anul trecut? Anul trecut, da. Sunt infiltrații și pur și simplu dă undeva deasupra. Acum am venit, am făcut un referat, am fost acolo și am verificat.
vom achiziona o pompă nouă, dar cu condiția să facem și amenajarea fântânii respective. Trebuie controlată. Domnule, o să se vadă, o să se... Dar o să am vorbit și cu doamna Vici, o să vinem cu echipa și echipa noastră de deservire, dar și implicarea celor de la ajutor social. Vreți să turnăm acolo, să fie o chestie, pentru că nu ne convine ca fiecare an să tot luăm pompe acolo și tot să nu funcționeze. Am tot acolo ajuns dacă am face treabă ca lumea de la capăt. Asta zic. La Buldoi Cavatorul cu exploatare, nu știu, am spus, eu am discutat chestia asta că au mai venit pentru exploatare, nu știu dacă o să poată să facă, da, să pună pământ chestii genul ăsta, da, dar nu neapărat să... Șanțuri poate, frate. Șanțuri poate să facă. Păi, ar fi bun. Abajoarii avem în idee să luăm niște abajoare, să vedem bugetul și să-i prindem pentru noi, multe șanțuri. Bun. Asfaltarea drum comunal. L-am depus și din prima dată și l-am depus anul trecut și dacă există portiță, îl depunem și anul ăsta. Da. Cu hotărârea asta de guvern trebuie văzută, chiar o subliniez, dacă există așa ceva că e benefică. Toaletare, domnul Bogdan, toaletare. A, nu știu dacă s-au făcut. Nu, e vorba de... Da. A, dacă e containere, nu. Nu, e altceva ce zice domnul Bucaru. Containerele pot fi de-a după. Domnul Dămoc, cu panouri solare. Noi am ieșit din perioada de garanție a proiectului respectiv. Am discutat verbal, recunosc chestia asta, dar cred că o să facem și scris la firma care s-a ocupat de montarea acestor panouri solare în vederea asigurării în continuare unei mentenanțe pentru buna desfășurare. Așa, DSV-ul cu control. Instrucții, am înțeles și eu că a fost un control ieri în cadrul Comunii Horgești. Ca idee, am avut niște eurocontainere acolo aproape de magazin, numai că au fost toate mai sus. Nu știu, o să găsim o soluție, să aducem încă un container acolo în zona magazinului. Până atunci ne asumăm și puteți da oricând, domnule, primăria nu ne-a dat container și ne asumăm asupra problemei respective. Se poate stabili recunoaște. O zi de gunoi pe săptămână? Nu se poate stabili. Noi avem stabilit un contract, da? Dacă vine, de exemplu, e sâmbătă și vine joi și ne-am trezit cu... Eu ce spun? Du-ți omule acasă că vii sâmbătă și nu... Măcar atunci când vine joi aia se trece la toată lumea. Păi, bun. Alimentare cu gaz. Da, trebuie să facem un studiu de om cu legătura... Un consultant să ne facă un studiu de fezabilitate, să vedem dacă este cost-beneficiu, dacă este benefică ca beneficiu, da, dar numai să vedem dacă avem și cei care se alimentează la rețeaua de gaz. Păi da, trebuie discutat. Bun. La actualizarea salariilor asta o să discutăm și o să facem pe site. La desemnarea doamnei Vici în Consiliul de Administrație, dacă n-ați mai... Un piculeț, domnul Iulian. Haideți să-i răspund. Pentru desemnarea în Consiliul de Administrație. Doamna nu este desemnată în Consiliul de Administrație. Eu v-am cerut dumneavoastră, că am venit cu propuneri și ați fost de acord, ca dumneaei să-mi țină locul în momentul când nu ajung eu în consiliile, cele două consilii de administrație. Da, nici primarul, nici viceprimarul nu au depus. A, n-a voie? Nu. Problem. Nici primarul, nici viceprimarul. Nu, sunt incompatibil cu această... Bun, dar noi tot... Păi și totuși noi am desemnat chestia asta. Înseamnă că noi am făcut o ilegalitate noi, ca și consiliul local. Este că este ordin din ministrul din 2014 care spune clar, reprezentantul consiliului primar este primarul care vine în consiliul de administrație. Ia uitați-vă. Care e afacerea care o faci și dumne primarul dacă ești membru în consiliu? Eu înțeleg consiliul de administrație a băncii, a societăților care au care nu vreau profit. Asta e de noi. Nu știu cine e școală. Poftim? Da. Vă zic ce a zis domnul Bogdan și trecut. Doamna, tine vrea să angajezi ea personal pe nu știu cine e școală. Domne, dar asta trebuie demonstrat că vrea. Păi și eu vreau nu știu ce. Dar vreau. Domnul dar de la vrea până a avea... Nu, dar nu luăm de ce vrea fiecare. Vorba de demonstrație, îi dau 52 de dată. V-ați spus un caz concret la Scorțien, s-a luat această decizie, doar așa am aflat, dar așa?
Dar în primul rând, dacă există... Consiliul administrației, stați un pic, hai să presupunem, cum ziceți dumneavoastră, ducem până la ipoteza, până la maxim. Nu mie trebuie să... Nu, eu nu vă explic, dar dumneavoastră a zicat problema. Așa, când vrea doamna să zicem, doamna vici, eu o desemnez în ședința respectivă și ar vrea. Dar există un consiliu de administrație acolo, chiar doamna vici nu reprezintă consiliul de administrație. Nu trebuie să vă justificați. Păi nu, eu, păi da, nu, eu vreau să vă răspund. O să banii, o să vină să verifice, doamne, nicio problemă. Da, cam asta. Domnul Crețu, v-am răspuns. Aia am făcut adresa de rastriță la administrația de șanțul ăsta rezolvăm, cumva tot avem buldoze care barem șansă. Da. Când o facem? Am apă care îmi vine cu Ședința s-a terminat. Noi suntem noi.